scos islandezii la baraj. Ce meci de infarct, bă. Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc, am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut aia mică pe zbură. Oh, madam, bă că te-ai asultat pe player.ro. Dă-mă să te rog. Ce să... ce? Te imitam. Ah, am înțeles, da. Asta e geaca ta? Mulțumesc. Ce mișto e? E un hanorac ăla. E mișto materialul. E de la Adidas, e colecție nouă. Foarte mișto e. Uite, ce faci aici? Dar noi când avem premiera, luna viitoare sau peste două luni? Pe 11 decembrie. Decembrie, astăzi stăm în luna 10. Deci, acum ce suntem? Octombrie, noiembrie, decembrie. Deci, am avut dreptate în ea, vreau să mă iau cu ea. De ce? Că te-ai indus în eroare? Da, am dus că luna viitoare. Suntem live. Da, ultima dată era puțin într-o parte ăla. Ce anume? Imaginea. Eu am dat-o mai așa pentru că el tot timpul se uită în partea stângă. A, am înțeles. Și de-aia am dat-o așa ca să se uite cât de cât la cameră. Da. Că după aia el dă mesaje mari abănică cu uite-te boule la cameră, știi? Da. Ia, stai un pic să văd eu cum se aude, că n-am apucat, doi, nu, să, nu, am nu. Apucat să aud încă și doar cu ăsta. Știi, ce, știi cu internetul la mare ceva? La mare la noi? Vorbește cu Elon Musk acum, tu internetul. Cum se intre în internetul ăla care avem acolo în casa aia la mare? Există vreo parolă? Da, e o parolă, dar nu știu care, nu mai știu care e. Nu știm, domne, nu știu. Până fracție. Deci e Iulia la mare? Iulia, da, cu, cu Ebon. Nu e părută? La mare, la noi? Da. Ia să încerce Ana Niculescu. Încearcă Ana Niculescu. Cu litere mici. Cu litere mici, da. Cu Ebold. Legat sau dezlegat? Legat, da. Legat. Așa, bun. Așa. Ține-ne așa toată emisiunea. Bine. Da. Ah, am înțeles, da, da. Cu Ebold. Păi iar le-a părat și a zis să scoată două, trei zile undeva și dacă n-avea bani, i-a plătat chiriu. Tot nu stă nimeni acolo. Da, cred că suntem deja live. Și nu contează. Dacă nu eram... Vezi că ești live. Da. Nu știu ce vorbești, dar ești live. Și dacă nu, mergeam noi, mergeam noi. Da, dacă ești cu Ebold, n-aveam cum. Da, da, lasă-l, lasă-o. Las că-i face bine, ar trebui să-l ducă la aerosol. Păi, dar tu toată ziua vă place, da. Dar tu oricum nu, dormeai cu că ziceai că sforăi, ăla tușește, zic, hai, nene, nu mai ce. Da, dumne, știu că suntem live, că nu suntem proști. Păi dacă toți sforăiți. Dacă toți tușim, sforăim, pentru că suntem șmecheri. Da, da, da. Oameni șmecheri așa fac. Da, oameni. Suntem live, cine ți-a zis? Ce? Scuză-mă, eram, ascultam în... Cine ți-a zis? Ce să-mi zică? Că suntem live. A, Sfântul Petru. Sfântul Petru! Da, dom'le, am fost aseară la... că Sfântul trebuie Petru. Să vorbesc la oameni, nu la Sfântul vorbesc Petru. Vorbesc la Marilena. Deci am fost la film la... ce mă, ți-e frig? Da. Zice ăla, nu mai tușește noaptea. Cine? Iulia, ne spune. I-a auzit ce vorbim? Da. Tușește doar ziua. Dar și de asta ți-a fost frig? Mie nu mi-e frig. De unde e friguros? Nu știu, domnule, am frisoane, de-aia mi-e frig. Păi ești bolnav sau ce-i? Da, e bolnav. Păi ce ți-e frig acum? Nu. Chiar nu-i frig. Da, domnule, dar mie e frig. Pe asta te întreb. Pune și gluga aia pe cap. Stai mai. Așa, nene. Aveam unul de avea fermoar până sus aici, la gluga, și aveam un anul. Da, domnule, am fost la filmul Libertatea lui Giurgiu. Foarte bun filmul. Bine, un film extraordinar, adică foarte bun, mai ales pentru generația mea care a prins din plin Revoluția și făcut foarte bine. Bine, cred că e un film cu, ce cred, e un film cu extraordinar de mulți bani, cu mulți sponsori, pentru că, de exemplu, o sală întreagă de cinematograf, toți erau care au lucrat la film, îți dai seama. Actorii nu au avut loc și au venit vreun sfert. Foarte bun filmul, redă, făcut în primul rând, e primul film românesc cu un pușcături, cu astea care sunt exact alea de afară. Am înțeles că au colaborat cu, și cu francezii și cu ungurii. De ce râzi, domne? Ce au făcut, domne? Au importat împușcăturile de afară? Nu, domne, deci fii atent, la noi,
la noi, în primul rând, cum se aude împușcătura, și, de exemplu, efectele când întrage în toată miliția aia, în alea, arăta fiecare explozia din perete, cum, adică cum se ducea gloțul și cum exploda peretele fiecare. Și omul, înțelegi? Până acum nu erau astea și îți dai seama că era o scenă în care se trage masiv, că trage toată armata în toată miliția aia. Da. Îi atingi pe burtă, adică, în primul rând, atmosfera din timpul Revoluției, haosul care a fost creat de către șmecherii de la televizor, nu mai au coștea, că numai mi-e scârbă, când am văzut filmul încă o dată, mi-e scârbă, bă, ce s-a întâmplat în țara asta, înțelegi, cu toate leprea de la televiziune și toți care mințeau cu apa otrăvită, cu săriți, sunt aia, și când acolo trăgea armata și n-avea oameni și au tras în milițieni și în securiști, i-au băgat în bazinul, la fine, și a terorizat, i-au omorât pe majoritatea, și... Giurgiu cu sânge în el, nene. La sfârșit a spus comandantul, cum îl chema, mă? Mamă, mor. Lasă-mă că mă gândesc, eu nu mai vorbiți că mi-am venit în cap. Dragomir. Dragomir. Așa, care a făcut toată nenorocirea aia, care și în film arată toată treaba asta, spune exact cum s-a tras, cum au venit ea în combinezoane, cum a tras, cum se împușcau între ei, cum le-a dat armament, cu tot haosul așa ca să creeze mor și astea, care după nu știu câți ani este avansat și s-a închis procesul și are vreo 90 ceva de morți, mai mult de 90 ceva de morți. Numai din cadre, nu mai vorbesc cu oamenii în oraș. Da, vorbește acolo că eu mă uit la... Eu vorbesc acolo, nu vorbesc cu tine. El te ignoră, de fapt. Nu spune aia, Serghei, nu te uita la cameră. Nu, spune, nu așa. Spune. Deci foarte bun filmul și la sfârșit spune că toți au scăpat așa. Și mai m-am amintit toată demenția care rulau toți pe stradă, nu știau care sunt, se împușcau între ei. Ba erau revoluționari, ba erau iroacă teroriști, ba erau acaia. Brazde și cu toți aia de la televiziune care urlau tot... Toată isteria, apa otrăvită, ne omoară, se trage, se face și trăgeau. Ei trăgeau și știau cine trage. Armata a tras. Și primul film în care se spune, armata a tras, nene, fără niciun fel de discuții. Nici un terorist, nici un căcat, nici nimic. Deci filmul foarte bun, respectă istoria. Ți-am spus că la un moment dat, cum să spun, e impresionant cum te bagă în atmosfera și cum de a captat de atât de bine. Da. Toată atmosfera și toată demența care era pe stradă, fiecare tăgea în fiecare, nu știa, o debandată totală. Deci filmul foarte bun. Altceva mai vreți să vă spun? Vorbește în continuare. Nu vreau să vă zic nimic. Refuză dialogul. Da. Nu, vreau să-i dau mai multe joase în voce. Că nu vrea cu Ana Niculescu să punem și Mizil. Ce? Iulia Parola. Mahmud, eu uite, Mahmud vrea să... Dar nu e parola de pe router, de pe spate? Nu cred că mai e. Ok. Tu ești conectată, ai fost conectată pe telefon, ești pe... Dar și mi-aduc aminte că și am fost astă vară cu maică-ta acolo, n-a putut să facă și n-a știut nici ceea ce parola are. Tu s-a uitat, ai scăzut telefoane, habar n-am. Nu știu. Dacă poți să suni să îndrept tu, că eu nu am pe DPC. Păi dar nici atunci n-a știut. Dacă în cobor, acum o să ne spună dacă știe. Mai când mai faci Nea Serghei un clip cu Raul, când îl văd cum se vaită el, uit de sărăcie. Păi da, da, ca să uiți tu de sărăcie, ușor, devii și eu sărac. Și prefer să uiți tu de sărăcie și eu să fiu bogat. La mine s-a întrerupt, să știi, nu știu dacă e de la mine. Nu, e, aici e ok, nu mi-a dat niciun mesaj de eroare, de nimic. Sau ce s-a întrerupt, ce zic? Nu, e ok. La mine s-a întrerupt. Deci, domne, nu mai facem clipuri cu Raul, pentru că v-am explicat de mine, n-are sens să mai leg o chestie care am încercat-o de vreo 10 ori și tot acolo ajung. Și la scandalul, și la astea, și la ideile care le are, și la tot ce face, și la nebunia care e. Deci nu mă interesează să fac clip, gata, s-a închis. Deci, dar eu vă recomand altceva, care i-a recomandat și lui. Și lui Tom Cruise i-a recomandat el. Să facă clip fără mine. Și Tom mi-a spus, pe nu se uită Serghei, spune Raul cu Tom fără Serghei și acea se uită lumea ca să vadă fără Serghei și vede. Deci de ce nu vorbiți cu el, că aveți numărul de telefon, vi l-am dat, și să facă, domne, clip. Cine îl oprește? Are bani mai mulți ca noi toți? Tehnologie. Păi dar poate să-și cumpere tehnologie. Cine, cum, la banii lui? Da. Dar ce? De ce vrei tu să intrăm în niște discuții acum? Păi dar nu intru nicio discuție, să-și facă. Deci ăștia care vor, vă rog eu frumos.
aveți numărul lui acolo, sunați-l să-și facă și uitați-vă, nu vă oprește nimeni. Cum a zis aia? Mi-a zis Nina azi. E loc pentru toată lumea sub soare. Așa a zis Nina astăzi. Nina are vorbe. Nina are vorbe, că era de între carmangerie. Era o luptă între carmangeriile din zonă. Adică, nu știu, că m-am întâlnit cu ea când am plecat, i-am făcut cu mâna, era mașină, conducea, era cu Vică, nu? Nu era cu Vică, era cu Iulian. Bărbat. Cu mâna eram... Vică ne-a sunat că să-și ia... Să-și ia betoniera. Am zis să vină oricând, n-am mai dat niciun semn. De 2 ani de zile îmi spune, mă sună că vrea să-l ia. Da. Ce să ia, betoniera? Da, uite, Lucky Luke. Face tache cu Raul. A început Lucky Luke? Lucky. De cine Luci? Tache? Tache... De acolo, aia lui, nu? Da, de aici, care ne-a tăiat copacii. Mi-a tăiat, bă! Păi ți-a tăiat, că Nina zicea că... Că ce? Că n-a tăiat decât o parte din ce. Nu. E tot copacul de jos. Uite, Marian Gabriel te întreabă, ai asigurare la casă dacă ai lăsat-o pe mâna Iuliei? Da, e o întrebare bună. Am lăsat-o, dar mă anunț pe această cale că i-am tăiat gazul. E supravegheată nu, video. I-am tăiat gazul. I-am tăiat curentul. Are nici dreptul la lumânări, are lampioane de mineri cu lumină cu baterie în cap și atâta merg. Bun. Și intră la o anumită oră să culcă, nu dau... N-au privilegii. Nu, restul vă place. Iauzi, DJ Manu zice, Daniel are COVID, sănătate și nu îmbolnăvi Beiza, dea o cinematografie românești. S-ar putea să ai COVID. Să n-am, domne, că m-am testat. I-a venit fiimea cu răceală de la școală, de la alea și instant au plecat testele. Păi da, ai mă, tu ai frisoane că ești răcit. Nu. Ai frisoane că nu ești răcit. Glumeam, domne, că am frisoane. Nu te mimie răcoare. Iulia zice, ci că nu te-a recunoscut routerul, nu te place. Poate dacă pun doctor înainte să fie mai actual. E tare, Iulia. Da. Da, dom'le, sunt bun la filme. Acum mi s-a propus în curul, am mai dat un casting să văd. Dar ai fost nervos? Nu, n-am fost nervos. Am fost obosit. Păi da. Că era după o zi de filmările la Băstan, acum am venit acasă. Zi la oameni. De ce erai nervos? Eram nervos de cauza... Din cauza ta. Nu, din cauza drumului, că fac foarte mult cu astea. Da, și... regizor tânăr... Da, să văd. Adică mi s-a părut interesant, da? Să vedem că la regizorii tineri cam frică de mine că nu pot să mă dirigeze. Toți au situația asta că nu pot să... Că... Și toți după ceva filmul cu mine și băi, ești cel mai serios, cel mai profesionist, ai fost singurul care ai... Fără Caterinca. Da, domnule, așa le ziceți Ciprian la babele alea pe acolo. Păi Ciprian le spune că să ia dinții din gură. După ce le-a luat dinții, le zice Ciprian, ați fost foarte cooperantă. Foarte cu minți, n-a stipat, n-a reclamat că m-am luat dinții, normal, da. Ce părere ai despre Neamărin? Filmul? Nu, domnule, cred că... Nu, despre persoană, cred. Bă, mie îmi place, omul e Caterinca, dansează impecabil, tu ai văzut cum dansează? Da. Dansează bine, nu mă pot uita la chestia asta, nu că mulți acolo, mulți îmi sunt simpatici, mulți am făcut filma cu ei, ori crudă, cu alea, cu alea, dar aceeași chestie, nene. Știu. Aceeași bătaie, aceeași, îi bate pe ea doi, ea dau cu pietrele, el dă cu aia, ea aleargă cu bățul, adică nu e, da, nu... Dar el e un personaj și în juriu. M-am uitat puțin în juriu la Splash, că nici acolo nu mă pot uita mult. Are vorbe, are Caterin, care astea, are astea. Serialele la care mă uit, uite, îmi pare rău că nu m-am uitat. Dar n-am răbdare la seriale. Pentru că clar nu am văzut vreo două, trei. Bă, nu e rău făcut serialul. N-ai văzut nimic. Păi nu știu, păi n-ai cum să vezi tu, că ești mult sub nivel. Da. Și a început unul acum, da, a început unul groapa, că n-am văzut niște secvențe și astea, foarte tare făcut și foarte bine jucat și cred că sunt și actorii o parte de origine romă, pentru că sunt negri și... Păi nu, dar din cam cum te-a zis cu tine, că normal că l-am văzut. Și... Dar n-are voie acum nici să... Păi nu, adică îmi spune... Nu mai respira. Nu, îmi spune cum, adică cum, că el nu știe. Se păi, poate, știam nu, că nu știe. Ori fi. Înțelegi? Foarte tare. Astea... la care sunt fascinat, bine, cred că e pentru creierul meu și pentru astea, și care nu-l mai dă și de câteva dată în eloare m-am mutat la ăla și m-am căcat pe o mine de râs,
la băieți de ora așa, cu malone, cu alea, cu alea, băi, genia. Adică, băi, nu știu, e pe gustul meu la Caterinca. Mulți o să spune că sunt, am glume vulgare, că sunt vulgar, că sunt empiric, că sunt mempiric, că ești sunt... empiric, așa, știa, e o vorbă. Dacă am fost acum la, numai cu oameni de artă, cu Gojira, cu asta vorbesc și eu acum. Am înțeles. Nu... Dar ce, Gojira e om de artă? Sau da, ce? Și nu, empiric vine din zona științifică. Păi da, dacă am vorbit despre știință, despre toate, am fost cu profesor, cu savanți, cu... La Gojira? Nu, domnule, în toate întâlnirile astea. În general. În general. În lume, da. Deci mă pliez pe vocabularul respectiv. Da. Oameni de știință. Poți să vorbești și... Da, metaforă. Nu, când sunt cu aia vreo scafă. Deci ăla este, ăla era, erau la care, bă, măcar la ăla râdeam, adică Caterinca tare, da. Adică era tare rău de tot, tare, bun. Subscriu. L-ai văzut? Da. Și aia cum vorbea pe țigaia și cum vorbea cu aia, mamă, aia cu Malone când... Cu copilul sau la ce te referi? Da, și... geniale. Pe da. Da. Și eu era și cu în bancă când era când se juca cu Columbeanu și când nu mai avea când îi luase jderul, când bun. Are, bun. Da. Mai mă uit din când în când și la Las Fierbinți. Pentru că din punctul meu de vedere toți din Las Fierbinți joacă impecabil. Actorii. De acord cu tine. Bun. Dar cred că până la sezonul 7 ceva. Nu mă uit tot timpul. Dacă nu am nimic la televizor, dau acolo sau când le văd în reluare. Da, sunt de acord. Când mai mult noaptea la 1, 2, 3, la ele. Joacă foarte bine. Spectaculos, milițianul. Da, Robi. Robi. În filmul ăsta joacă șef de miliție și are rol de nasol, nu? Că-l bagă acolo să-l mirlească, să-l facă, să nu știu ce. Bă, joacă impecabil, mă, frate. Că e greu când faci un rol din ăsta mult de comedie să o dai pe... Da. Foarte bun. Toți joacă foarte bine. Din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Absolut toți. Mm-hmm. Și ele, și ei, și toți. Adică nu joacă bine. Și au intrat foarte mult în rol și este foarte... Adică exact așa e la țară, mă, frate. Adică a prins spiritul în satele alea. Exact, cum sunt proști. Da, eu sunt de acord cu tine, așa este, doar că sunt niște bucăți pe acolo în serialul ăla care încep și urlă spre hashtag. Bă, fii atent, nu poți să, fiecare care dă banul care face, trebuie să aibă niște pretenții, n-ai cum să le faci, că n-ai cum. Înțelegi? Și ăla, fratele lui Bobiță, ăla e genial, nu e cum să strâmbă și cu pantalonii. Mihai Rait. Da, bă, e genial omul. Dar că tot joacă bine. Da, da, e ok. Că m-am uitat până la sezonul 7 acolo. Nu mă întreba pe sezoane, că ți-am spus că mă uit câteodată când e prin noaptea pe la 2-3. Nu mă uit pe sezoane și nu urmăresc filul epic al... Nu are o chestie așa. Ți-am cum am zis cu epic. Filul epic al acțiunii. Ce-i dracu dacă nu... Auzi, dacă ai fost cu oameni de știință, poți merge și cu Ana când o să susțină lucrarea de disertație. O să ai multe în comun cu membrii comisiei. Corect. Și Liviu Pașca. Păi bineînțeles că o să am. Cred că o să mă cheme și în comisie. Da. Da, dar nu zic, mă întreabă astăzi Ciprian. Păi, despre ce e lucrarea de doctorat a Anei? Și zic eu, cu Walt Disney, cu alea, cu nu știu ce, Ciprian. A, e bine, le pune desene animate. Zic, Ciprian e cu citit. Păi și eu sunt convins. Ok, bun atunci. Da. Păi sună foarte idiot, cu ce ai? Cu Walt Disney și cu... Eu am făcut așa o sinteză, adică am zis Walt Disney. Nu mai fă sinteze, dacă vrei să înțeleagă Ciprian, trebuie să fii mai explicit. Dacă vorbesc toată seara, așa să-i îmbunăvesc pe toți nervi. Salutare Ultra România! Hai noroc, băieți! Uite, Rogoza aprecia faptul că ți-am zis că acum e în câmpul muncii integrat. Da. Da. Rogoza, tata a fost toată viața muncit și a luat 20 de ani. Eu n-am muncit o zi și n-am făcut nicio zi de pârna aia. Ei, cum, dom'le, ai muncit la TVR? A fost scurt, un pasaj din viața mea. N-a fost o îndelenicire. Dar Rogoza, pune și tu la pensie, poate. Uite, lumea de pe TikTok îți recomandă Spy Master ăla cu Ceaușescu. Cu Pacepa. Nu suntem fani. Dar nu că nu este fan. Am discutat și... Denaturează istorii. Am discutat ieri și cu Gojira, care și Gojira a spus că practic nu are nicio legătură cu realitatea. E un film făcut ca să uite lumea, adică ca un film cum ar fi un cu un James Bond. E un film artistic. Artistic. Și eu, cunoscându-l pe Derbedeu ăla și ce a făcut, nu pot să mă uit, că n-am cum. Normal.
Nu, de ei... Da, mă rog, în fine. Am discutat. S-a discutat. Am discutat. Păi și ieri s-am discutat două ore chestia asta. Nu. În postcastul lui Gojira. Dar cât a stat domnul acolo? Da, întreabă lumea când noapte. Apare. Nu știu, când îl pune el, habar n-am. Dar când, cât a stat acolo? O zi și o noapte. Hai mă, lasă, o trei ore, patru ore. Da, nu știu, am stat. Na. Bună seara, domnule Sergiu, vedeți și opinia lui Adrian Năstase despre producțiile actuale de la TV de îndobitocire a românilor. Dom'le, dacă vrei să îl iei pe Adrian Năstase are o dreptate, dar îi explic în 3 secunde de ce nu are dreptate. Da, mă, de ce? Că îți explic și ție. Ana, mută-și tu la valiera. Nu, mută la valiera. Are dreptate într-o anumită măsură. Dreptate, tot da, și de ce? În primul rând, că toată, m-am certat cu toată lumea că de ce ne dă pe noi, la, de exemplu, când eram cu numita Trașcă, cu numita Tonciu, cu numita Crudu, că de ce? Că sunt emisiuni care să nu se vadă. Noi eram pe emisiuni, pe televiziuni private. Corect. Care trăiesc din chestia asta, cum sunt astea de nișe cu politică, care trebuie să stea politică, nu poate să mă dea pe mine cu Trașcă, care stăm statui prin curte, și cu renumitul cine, să văd dacă știi, cu renumitul cine era statuie și își lua bătaie. Cu până nu urmăream. Orațiu. N-ai văzut Orațiu când era statuie? Nu. Și luăm la palme în curte? Era pe pedestal? N-ai văzut? N-ai văzut nimic, să moare mama. Eram eu cu Trași, când mai știu cu cine. Multă lume. E, rolul care trebuie să facă educația este a televiziunii naționale, care ne ia bani de la toți, că restul trebuie să-și câștige banul. Uh-huh. Dacă îți dă o emisiune culturală, să uită mama de la Cernica, uh-huh, și nu mai ia banii televiziunea și nu poate să trăiască. Televiziunea națională, care o aveam toți în abonament, nu știu acum, tot așa. Și acum se ia, nu știu cum, da, e o așa, chestie. Așa. Da, o ea are rolul acest rol, care este inexistentă, pentru că la televiziunea națională au venit numai derbedei. Au venit derbedei în curte să se uite la clădire. O sucesc, ca să nu mă dea înfecată. Sunt numai oameni de cultură și artă, da, acolo. Înțelegi? Pe vremea mea era enciclopedie, era teatru, da, erau documentare cu pictori, cu sculptori, cu scriitori, cu așa, cu așa. Acum nu mai e nimic, pentru că au politizat. Politizat. Ca să vă spun de ce. De exemplu, eu cu Trașcă, când am urcat aici pe bilele astea, pe alea, să ne urcăm pe lac și cu cizmele și cu Horațiu în statuie, și că mai fost vreo două, trei fete pe aici, nu mai țin minte pe care, aproape am bătut la rating finale de campionat. Uh-huh. Când eram în platou și m-a arătat ca pictor și tablourile mele, la aceste emisiuni, am avut rating zero. Toată lumea, dă-l mă, da, toți erau doi, trei care, dă-l mă în Slobos, că nu le-a făcut el, ce poți să facă ăla așa ceva. Deci, asta este problema. Năstase are dreptate și n-are dreptate. Sunt, sau să facă emisiuni, uite, de exemplu, au făcut Bravo lui, că mi se pare că aia e alu prima cine maratonul. Nu știu a cui cum e. Așa mi se pare, nu poate greșesc. Prima News, știu că e alu prima. Nu, că am văzut că reclamele sunt cu mult cu alea. Nu știu, poate greșesc sau nu greșesc. E, uite, există asta, canalul Cine Maraton, în care dă absolut toate filmele, dacă vreți cultură, dă absolut toate filmele românești, în afară că dă toate filmele românești, au la din două, trei ore, un interviu de o oră cu un regizor mare, un actor mare, un scriitor mare. Deci vreți cultură? Există și de cultură. Deci nu mai vă legați de posturile care, cum se leau, cum încep ăștia acum. Că trebuie să iau foc și cu asta, că m-am certat și cu Gojira. Deci stai mă puțin pe noi cu păcănelele neînchise, dar pe aia cu pariurile care tot pierd bani. Și mai mulți nu închis. Pe care e șmecheria? Nu știu, eu nu știu, care este șmecheria. Șmecheria pe care o știu eu este că 1.700.000.000 pe lună se duc la bugetul statului. De la mai, asta am discutat, nu mai contează. Dar de ce n-am voie să bată în aia, să-mi vină ciupercuțe roșioare sau ce morți mi se vin și pot să fac pariuri ca să pierd mai mult decât roșioare, Dute și Susan? Ciolacu acum să-l întreb. Băi, Ciolacule, dacă ești, te uiți la mine, cum face Ciutacu? Băi, Ciolacule, dacă ne vezi, sună, domnule, direct, domnule, ca să te întrebăm. Săru mâna. Știi cumva Parola de la mare? Nu știi că ultima dată... Știu și eu, dar am crezut că ai rezolvat-o. Nu, n-am rezolvat. Deci nu știe nimeni, păi nu o să în viața noastră. Nu, pur și simplu s-a resetat aparatul, s-a întâmplat ceva. Poate este cea de pe el. Ai încercat-o? Da.
dacă s-a resetat, înseamnă că aia după spate scrisă. Da? Da, 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 poate n-a scris la cât de vechi o vedea. Să se uite, uite, da. N-am rezolvat-o. Când îți găsești cardul ăla, că pe toți ne-ai blocat cu acel card. Adică? Ne-ai blocat și memoriile, ce mai avem spațiu, mai avem... Nu știam despre ce vorbim. Nu spațiu locativ, spațiu locativ. Ne-ai blocat spațiu, nu știu unde, mi-au spus ăștia. Uci, că nu știu unde. Am înțeles, deci spațiul locativ la bă. Și nu poți să găsești aia? Nu am, l-am găsit, o să am să facă altul. Nu, nu l-a luat nimeni, e undeva, de aia tot așa. Păi și să se apar datele. Din aplicație, da. Nu puteți să vedeți datele cardului, da, nu vă arată? Și în aplicația de banking? Păi nu-ți dă oricum PIN-ul. Da, păi nu-ți trebuie PIN-ul. La ce? Să plătești online? Online, da. CVV-ul. Păi ce ăla? Nu fii atentă, dacă e card de credit, e un PIN pe care îl ai... pus. E un card de debit, nu e de credit. Deci de debit. E din contul meu. Da, atunci nu, nu are nicio treabă. Păi și dacă... îmi cere acel... Îți apare plăți, acolo. La plăți online? Da. Îți cere codul ăla de 3 cifre care e pe spatele cardului. Pe spatele cardului. Da, ți-l arată în aplicație. Adică unde? Păi și dacă ți-a ciordit cardul și scoate, domne? Poftim. Dacă ți l-a ciordit? Nu mi l-a luat nimeni, că n-a dispărut niciun leu. Domne, tu ai furat cardul. Este singur pe aici, dar nu știu unde. Și nu întoși tu paharul, nu faci alea să... Păi eu o să-l întorc. Chiar am să-l întorc. Nu, dar eu și la Raiffeisen și la ING îmi arată detaliile cardului în aplicație. Adică intri în aplicație, în internet banking și pe urmă stai să vă spun că mi-am lăsat aminte ce a făcut toată. Nu știu ce-mi pierdusem atunci. Că se după un calorifer în baie, că n-aveai cum să găsești în viața ta, ce-mi căzuse. Cheile de la mașină. Cheile de la mașină. Și ea, îți dai seama, ea le-a aruncat, după aia a venit aici, s-a uitat la mine, care puterea asta, a întors un pahar, a făcut așa. N-am întors niciun pahar, mi-a mințit. Băi, ea nu ți-e rușine, bă! De radiestezie a, și s-au dus cu un ac, avea un ac bună, mergea cu ăla. Morții măsii cu ce mergea. Mergea așa cu un ac prin casă, hau, ca să mă demonstreze mie, s-a dus la calorifer. Cine dracu să caute caloriferul, avea vreo 3 metri după că a scos cheile. Ea a scos cheile și ca să mă mintă pe mine că face cu ANXA. Dar eu nu am ce să-ți demonstrez ție și niciodată n-am vrut să te conving de nimic și nici n-ai fost de față. M-am dus, am căutat și ți-am zis, uite, am găsit cheile, m-ai întrebat cu ANXA. Unde? Păi bagă la ANXA să găsești cardul dacă ești așa șmecheră. E și asta o variantă. Da. Ce dracu, cum eu pun botul la vrăjeală asta, găstea cu ANXA. Tu ce zici, domne, că ești? Iulia zice că e real. Cu ce? Cu ANXA la asta. Păi, cine poate să o credă? Poate pe tine. Așa am găsit-o. Cine putea să se gândească? Iulia, uite-te la spatele aparatului. Și-au dat trainingul și l-a pus pe calorifer și cheia a căzut după calorifer în baie. Cine putea să se gândească la baie? Cine să... Cum? Ăștia mă așteaptă să plec. Să plece dincolo, să mai mănânci. Hai, ne vedem la întoarcere. Și mă, pun eu botul, a găsit ea, Senchi și... Hai. Tu ce zici, domnule, chestia asta cu ANXA? Dar ce e ANXA? ANXA. Nu știu, bă, ANXA. Vine așa cu una că mână, să uite, ho. Cine e ANXA? Nu știu, e asta vine și asta. E un instrument. Așa. Care este din ceva conductor, nu știu din ce, din cupru, din... Aha. Așa. Și care se consideră în unele tradiții că... Hinduse! Că ți-ar putea indica prin mișcare diferite răspunsuri. E, nu știu, pe același principiu pe care e un Ouija board sau un, prin mișcarea... Domnul, cu energia... Îți preia energia din corp și mi-a luat energia din cur și a găsit-o după calorifer în baie. Lasă-mă, mă. Mulțumim, Anloco. Anloco. Da. Nu știu. Anloco ne-a dat trandafir. Dom'le, eu zic că pe această cale ai putea și tu să iei o ansă din asta, să găsești cărciumurile cu băutură. Păi eu le știu. Păi, altele noi. Nu există. Dom'le, i-ai povestit, dom'le, că ai mâncat creier măcelăresc? Da. Și ce părere ai avut despre asta? E foarte bun. Ce facem? Da, este. Pun un din ăla nou. Mm-hmm. Un ce? Bun. Unde stau? Uite, vezi, ne zice Adiță cum e cu ANXA. Că e Adiță copilul în picioare. E ca un...
Nu știi. Ba da, știu, dar... Nu tu, Ana. Copilul în picioare. Așa a spus. E ca un glonte, dar din cupru sau alamă. Nu e un glonte, e o, ca o sârmă. Era zis că e ca un glonte. Da, nu știe. Și el capătă o mișcare circulară. Nu. Nu e ăla. Ăla e pendul, ce zice el. Pendul să o dăm adiță drept în... Scoate asta aici, la basul să văd. Da, acum ce, domnule, nu mai știi să mai apeși pe alea? Cât eram eu acolo, apăsai pe toate butoanele. Da, da, apăsa? Nu, face Ana, apăsam sus și plecau aia, știu. Apăsa pe alea pe acolo. Dar ce face Ana, nu știu. Băgau sondaje moderatorii. Tu ai băgat aia, tu ai scris aia. Zic, n-am băgat eu, domnule, nu știu cine a băgat. Am pus un scop, că zicea că să ne punem un scop. Mulțumim, Andreea Marica. Și dacă ne punem scopul ăla, avem scopul scus în mijloacele. Dacă ne punem scop, ne dau ei din alea. Uite, cel mai sincer om și caracter de negat. Ai văzut? Ai o inimioară mică deasupra capului. Ai văzut-o? Da. Și ce părere ai avut despre ea? Premierul Marcel Ciolacu în ședința de guvern, da, după îndepărtarea redactorului șef al GSP Industria Pariurilor, concediază jurnaliștii, s-a depășit orice limită, nu e normal să aibă atâta putere. Da, adică pe cine a concediat? Pe unul țiplea, tiplea, țâplea, țamplea, nu mai știu ce, scria la GSP acolo și a făcut el un articol cu mafia pariurilor, cu așa. Și l-au dat aia afară sau a plecat el. L-a dat GSP, l-a dat afară că a făcut articolul mafia pariurilor. Da. Păi e normal să bine, dea afară. Mafia pariurilor, păcănelelor mai mult, că a fost cu jocurile, păi, de noroc. Știi de ce l-au dat afară? Pentru că 90% din reclamele, absolut totul, le dau păcănele. Asta voiam să-ți termin să spun. Și au venit ăștia și au spus după ce a publicat articolul: domne, când mai aveți articole din astea așa sensibile, să ni le dați la precitit. Și el a zis că nu și a plecat și s-au ridicat toți aia redacție, au aplaudat, au alea, nu știu. Adică țineau cu el sau țineau cu... Au țineau cu el, dar și-au ținut locul de muncă mai bine. Păi nu, e foarte clar, adică el, adică cum să-ți dai cu Tesla în coaie? Adică tu ești plătit de la aia, că dacă încoate vă explic ce m-a explicat și la Gorgina. Explică, domne. Toate, chiar acum am un special, toate marile astea, toate cele mai tare emisiuni care sunt, în afară de sport, și care sunt la astea, la alte, șef la cuțite, șef la nămol, șef la carbit, șef la... Toate astea sunt sponsorizate și toate emisiunile tari și meciurile și astea sunt sponsorizate de ăștia, nu? Da. Păi stai puțin, și atunci eu mai am altă problemă. De ce sponsorizezi tu mie alcoolul, Bergambirul Național de Fotbal? Că fotbal nu are nimic cu alcoolul. Nu știu. S-a gândit cineva la asta? Ei, cum să n-aibă nimic, domne, cu... Ce are? E cum, un sportiv nu trebuie să bea și nu învățăm copiii de mici să bea bere? Păi da, da... Păi ai văzut reclama cum spune? Noi ne îmbrăcăm în galben, voi beți o bere. Păi asta e... Adică cum? Păi fotbaliștii se îmbracă în galben... Și noi de acasă, suporterii bea bere. Păi da, păi și noi învățăm copiii, că sunt și copii, că acum când faci un scandal la un meci, nu mai dă voie la suporteri și dă voie la copii. Mm-hmm. Au voie să vină. Păi și ce învățăm pe copii să bea bere acum? Să oprim și asta cu berea. Da, corect. Da, eu am o altă întrebare despre toți jurnaliștii ăștia și așa de șmecheri și așa de tari și scriu ei articole de genul ăsta foarte bune, rău de tot. Astea toate sunt comandate, mă. Da, eu nu, am o singură întrebare. În perioada pandemiei, când au luat milioane de la stat, să scrie articolele alea cu pandemia, cu așa, atunci n-au mai fost? N-au mai avut nicio problemă? N-au nu. Mai, nu? Ah, ok, nu. Îmi cer scuze că am pus această întrebare. Scuze, o întrebare cretină. Da. Poți să te pierzi din punctul ăla. M-am bătut de două ori și acum gata, mi-am revenit. Da, mă, dar eu până acum am crezut că scoate și pe ăștia cu pariurile. Dar ăștia cu pariurile sunt toată ziua, pe la orice oră, din toate. Bine, dar și alea cu pariurile, tu știi cum e acum să-ți faci cont pe unde ăla să pariezi? Dar nu contează, nu pierzi bani la pariu. Ba da. Păi și atunci? Da, e mai ușor să joci la păcănele. E chestia de ușurință, cum pierzi banii. Da. Uite, eu spre exemplu... Hai mă, te las cu prostile voastre. Nu, ăsta i s-a pus pata. El plătește o poliță politică, mă. Normal. Să nu spune el mie, acest prim-ministru devotat acestei țări, că el e devotat acestei țări. Dacă vrei să spun părerea mea, da, am discutat și cu multă lume, am avut mare încredere când a venit. Da, știu. Pentru că, știi, vorbim, m-am încercat și cu tine. Sănătate. Și ți-am explicat și de ce. Am luat și eu COVID. Da. Aoleu, poate le iau și eu. Așa. Și pentru că cu ideea că o să lupt să câștige un primul președinte votat de români și cu vrăjea, cu calmitatea aia, nu că e preș. E mai preș decât toți care au fost până acum la Occident, mă.
Și ce vrei, eu ți-am spus de atunci. Stai dar, puțin și eu ce nu pot. Păi ia, eu sunt ca la care dacă să spun o chestie, am spus că am crezut că face niște lucruri bune, da. Nu că s-a luat de pariuri, dar mă văd că la azi a apărut el că termină el cu excroci. N-a terminat nimeni toată lumea cu excroci, mă. Ești un fel de James Bond al Uniunii Europene, cine ești? Da. Nu s-a terminat niciodată nici cu drogurile, nici cu excrocii, nici cu evaziunea. Că nu se poate termina cu chestiile astea. Pentru că, în primul rând, că marea evaziune e de la ei. Păi da, normal. Dar cu toate măsurile pe care ei vor să le implemente, ia evaziune. Se face evaziunea. Și politicienii au ciurtit cel mai mult, e simplă povestea. Păi, nu? Miliarde. Păi da. Pe toți care îi cunosc, că mă apucă nervii, toți sunt milionari și toți au avut salariul alea. Vezi, parcă îți pare rău că nu ești politician. Ce nu, că da, nu mă băgam. E muted, e ok, da. Nu mă băgam, oricum. Și vine el acum și când am văzut, prești la tot ce spunea de afară, mă, mâncația și gura ta. Dar eu ți-am spus că așa o să fie, n-ai vrut să mă crezi. Știi, mă, puțin, dar nu mă întreba. Te-ai bătut cu mine, te-ai luptat. M-am luptat cu fiară. Ai zis că eu sunt, cum m-ai făcut atunci? Că eu sunt hastagistul și... Ești hastagist, mai mă frec apă. Că nu știu ce, că sunt cu... Ești hastagist. Dar, și acum apare, a luat chestia asta în campanie, apare în fiecare zi, minte populația în fiecare zi. Pe bă, ne-a mințit să moară mama. Guvernul ăsta ne-a mințit pe noi pensionarii aproape în fiecare zi. Până l-a dat până afară, a adus-o pe asta altă. În fiecare zi avem altă pensie, bă, să moară mama. Păi și nu-ți place așa? Păi nu știi care e până la urmă. Păi dai și tu cu zarul când te duci la bancomat, da. Și cum ai dat dar de cu ce nu pui piciorul în prag, măi, dacă ne auzi sunene? De ce nu spui? Bă, eu vă garantez așa. Cât sunt eu, de mâine pensia e atât. N-are cum să facă chestia. Păi dacă cum, de ce? Pentru că nu are cum, că nu are bani la bugetul de stat, ce n-ai înțeles. Păi și atunci de ce îl taie banii ăștia care dau bani la bugetul de stat? Pentru că așa se dorește. Hai mă. Asta e singura explicație. Ei plătesc polițe și în clipa când i-a băgat-o lui ăla care a fost omul lui Orban, acum am fac eu legături și am auzit o groază că acum a făcut, mă, nu cecul, că am spus o prostie că a făcut cecul. A făcut ăștia loto-ul. Dar loto-ul nu-i pe bani, mă? Loto 6 din 49. Oricare. Normal. Și când faci biletele, nu pierzi bani? Stai un pic. Da, vezi. Loto-ul, ceea ce nu știe lumea, loto-ul nu este ca pariurile, ca așa. Loto normal și teoretic, el a fost făcut în orice stat să facă acte de caritate cu banii. Lasă-mă ce fac cu banii, mă, pierde românul banul care zicea acolo. Da, dar banii aia care se pierd se duc. E câștigă un altul. Se duceau, lasă că se câștigă aportul cel mare. Băi băiatule, aportul cel mare. Și eu ce zic acum? Mă, acum uitându-mă pe asta, a făcut nea loto. A deschis o platformă de pariuri online, da. Care reclama e că poți să pariezi din mașină în 5 secunde, din telefon, din alea, din alea. Păi da, asta a făcut toată treaba acum asta. Acum intru. Da, dar nu știi pe aia cu loto și mai tare? Loto și mai nu știu, loto și mai moale. Vrei să o zic eu pe aia și mai tare cu loto? Și-au făcut siglă nouă pe care au plătit 50.000 de euro și au donat-o gratis de pe un site. Okay. Ba da. Vorbesc nu foarte serios, pe bune. Nu știi nimic, lasă-mă. Da, deci asta este toată povestea, ca să terminăm cu astea. Da. De ce nu se jură, mă, că face asta, că face asta? În fiecare zi apare și termină el ceva. Și nu a terminat nimic. Deja m-am săturat. Bă, dar nu se poate. Măcar să aibă un om care să-l învețe, să schimbe mimica și să nu mai spună, bă, eu cât sunt eu fac asta. Dom'le, Guvernul României, o să încercăm, adică să mai aibă altă vrăjeală, să pun și eu botul, dom'le. Noi, Guvernul României, ne-am dat seama că așa și o să încercăm să facem, să o ridicăm. Nu, eu închid asta. Nu închidem nimic, e neconstituțional. Cum a făcut și cu alea, că o fac așa și a venit aia. N-ai văzut cum a venit aia înaltă și a zis, nu puteți face asta, că uite că e neconstituțional. Nu, ce vrea să tot temne el cu... Da, nu știu la ce trebuie. Justiția cu alea, așa, da. Și l-a chemat aia pe coridoare, ca de la televizor aia înaltă, care e ministra justiției, și a zis, nu se poate, că n-a văzut cum... I-a șoptit aia la ureche. Păi da. Lasă-ne, nene, în pace, mai lasă-ne în pace, că ne-ați omorât acum. Dani Maxim zice, bă, dar mă disperă ăștia cu reclamele la medicamente. De zici că jumate din România e bolnavă de ficat. Cel mai mare industrie, cel mai mulți bani, cea mai mare tâlhărie, cea mai mare... Asta este cu medicamentele. Da. Și le închide cineva. Dar tu asculti radio în mașină? Nu. Dacă ascultai radio în mașină, aflai. Suntem bolnavi cu ficatul, ne căcăm pe noi. Vorbesc foarte serios. Deci alea sunt reclamele, ne căcăm pe noi și nu putem să dormim noaptea. Da. Deci alea sunt cele. Și eu vrăjeam, am luat alea că nu dorm noaptea, nu dorm cu nimic. Ce, dorme vud în ăla sau ce? Da, și ăla dormi cum și dormi nămol și dormi carbii și nu dorm. Da.
Cornelius Cornea zice, în UK toate puburile au păcănele, fără excepție. Deci care e treaba atunci? Nu cred, nu cred, nu cred. Pentru că prim-ministru Ciolacu a spus, nu am văzut nicăieri în Europa orașe în care există păcănele. Domne, eu îl cred. Cea mai mare realizare a domnului Ciolacu în viață a fost să-și închidă balconul, deci eu îl cred. Asta a fost? Ia. Dar el singur a declarat asta. Se potrivește cu al nostru, cu soare. Serios, vorbim. Dar nu mă așteptam să fie chiar așa de preșnen. Am zis că e mai cu coaie, mai cu... Nu se declare așa ceva, că bombone. Cea mai mare realizare. Nu știu, nu cred asta. Mi-și asta aminte că te-ai hastagis. Nu, domnul, hai de capul meu. Da, domnule, vorbesc serios. Bogdan Nicolae zice, ar trebui invitată totuși și Simona Trașcă. Are atât de multe de transmis românilor și este și un exemplu viu de urmat pentru adolescente. Păi după aia dacă o invit pe Trașcă, Trașcă vrea să vină, mă omoară. O să zică că stricăm nechide asta, că stricăm tineretul, eu știu ce mai vine în față. Da, dom'le, că acolo la Gojira m-am și enervat la omul așa. M-a întrebat un tânăr ăsta, dom'le, dar cum vă simțiți când ați invadat orașul cu postere să joace lumea. Cine și-a permis să te întrebe așa? Nu știu ceva? Unul. Și am ăla, Baboiaș ăla? Nu știu cine Baboiaș. Deci a fost un format divers, nu înțeleg. Da, dom'le, are alte chestii. Ah, ok, deci nu dai în spate, erau la butoanele alea. Nu, dom'le, dar tu știi pe ăla, pe Baboiaș? M-am uitat și întâmplător așa. Nu știi că îi urmărește pe toți. Păi ăla știe, ăla m-a învățat toate astea că ne-a încetat până la vorbit după emisiune. Da. Așa. Și că urât face la trezie Serghei, spune DJ Manu. Nu mă, dar mă apucă nervii cu ăștia, mă, frate. Uite, Mihail te întreabă, salutare, ce este mai grav, să ai prieteni imaginari sau dușmani imaginari? Eu zic că și prieteni, că dacă mă uitam la televizor, mă uitam acum, toți arestații au fost dați de cei mai buni prieteni ai lui, care au făcut milioane pe spatele lor, ăia au turnat. Ce rasă de căcat suntem, nene. Și pe nouă primar care a căzut cu șpagă de 30 de euro, pe cel mai bun prieten al lui. Mamă, ce vrăjeală, ce tare de cap. Iulia are o problemă aici. A. Nu are ochelari, scrie ceva, că același lucru. Am întrebat-o ce a vrut să scrie și a zis același lucru, dar cu alte litere. Cu literele care trebuiau scrise. Să nu scrie chirilice. Hai cu like-uri. Hai cu like-uri, că sunt o grămadă și avem 157 de like-uri. Haideți cu like-urile alea. Da. Ăștia zic acum să nu facem exces de zahăr, grăsim și altele. Da. Păi înseamnă că Ceaușescu nevoia sănătatea, era totul calculat. Păi, da. Păi cum? Deci stai puțin, dar nu era salamul de soia acum care se bată ăștia că e cel mai bun. Și atunci nu mânca nimeni când ziceam că e cu soia. Bă, deci eu am văzut șmecheria asta, având vârsta asta care o am și prin maturitatea la care am ajuns a gândirii mele, și uitându-mă retrospectiv în spate. Așa, da. Am văzut cazul. Da. Margarina. Fără nici de catering, că ăștia bătrâni știu. Deci când au vrut să scoată margarina, da, au apărut că untul cancerigen ne omoară, da. Ne face, da, ne sparge. Da. Luați margarină, produsul. Da. Aia. 20 de ani au băgat margarină pe gât, după aia margarina, o crimă, o nenorocire, o jale, luați untul. Bine, în timp ce toți bucătarii și șefi și nu știu ce găteau cu unt. Deci. Da, deci asta este industria. Îți dau apă sau vreau cola? Dă-mă o cola asta. Industria manipulării. Dar la fel a fost și cu cerealele, da, și cu totul, domnule, da, ce șapcă mea. Dar și acum ai văzut că dacă vrei să faci sport și asta și să fii fit și să nu știu ce, să mănânci ovăz. Ceea ce ovăzul e la modul pentru ăștia de sunt sportivi, de se duc la sală și așa mai departe. Că... Da. Ce că Ana sună pe doamna general că scrie ciudat, poate a pățit ceva, poate e răpită și încearcă să ne transmită semnale codificate. Mulțumim frumos, Tony Americanu, mulțumim frumos. Poate a zis telefonul. Da, dom'le, poate au sequestrat unii. Iau, Serghei trebuia să candidezi și nu dispăreau nici cărciumele, nici cazinourile. Este și vina ta, nu uzezi de notorietatea ta în scop politic. Brinchi președinte, zice DJ Mano. Da, n-a apărut Brinchi, bă. Da, Brinchi astăzi trebuia să se întoarcă de la... Da, așa că m-au călcat pe nervi ăștia și o imbecilitate totală și toată lumea foarte întregată, nene, nu de băutură, nu de ce se întâmplă, nu că faci, că am făcut...
15 km într-o oră jumate, nu-i deranjează nimic, i-au deranjat reclamele mele și, și păcănelele. Dar dacă joci la pariu și pleci, nicio problemă. Dacă joci la ruletă și pierzi sute de mii, n-au curat să se ia de ruletă. Pentru că ruleta aia noastră, acolo e nea americanul, nea evreu, cu bani mulți, îi face alo, le, cum îl cheamă? Le ce? Pe le premier. Ah. Nu știu, ăsta, da, ăsta care și asumă totul. Ciolacul. Da, ia vezi mata de treburile tale, că la casino să pierde Ekbaron, nene. Da, normal. Păi cum să închidă până la uite ochelare de chiori mi-am luat. Să duce 60.000 pe o rotire, despre ce vorbim. Păi, poți să duci poți să și 100.000 și 200.000. Avem prieteni care 500.000 au scos cravatele și i-au bătut. Uite, zice Marian Damoc, în Londra e multe, multe păcănele și e pline, pline de români și polonezi. Nu, 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 mi-a spus premierul, nu există nicăieri în Europa. Nu se există. Da, Andrei Gabriel Mădârjac spune cel mai bun actor, toată stima șmechere. V-a văzut? Apropo, pentru cei care ne întrebau, filmul lui Serghei numit Visul va apărea la începutul lui decembrie, pe 11 decembrie în București. Ca, o să iar anunțăm atunci, o să-i chemăm la una, că eu aveam premieră și după aia premiera, unde facem în două săli. Ce ziceți? Încep NATO și UE să se retragă din a mai ajuta Ucraina? Am citit că se cam retrag. Da, Dumnezeu, se mai retrag, nu prea au, dar azi am văzut o știre la posturile noastre cu niște oameni care toți sunt la pensie, dar sunt foarte bine pregătiți fiind la pensie, înseamnă că au studiat, păi pentru că nu poți să ajungi la pensie ca mine dacă nu studiezi. Păi și tu ești bine pregătit și ești la pensie. Păi cum am vorbit azi? Pia aia zic. În care rușii de frica ucrainienilor părăsesc cu flota Marea Neagră. Pentru că ucrainienii au avut niște submarine de nu le detectează nici Iulia, care e la mare, care îi recomandăm să nu mai meargă pe plaje zilele. Stai că Iulia nu intru în apă, iar vântul nu m-a ridicat că aveam bagaje peste limita bunului simț. Cred că ea e cu torpilele de pleacă rușii. Cred că rușii au sesizat-o cu bagajele alea. Și ce a zis? Asta de drumul, asta de ne bombardează, trebuie să, da. Și le stică submarinele și au plecat. T-a luat. Cine te-a luat? Leta alta. Da. Leta, da, da. Ce faci, băboule? Da, Leta. Păi a fost ieri, alaltă. Care din ele? Din tu te dracu, mă știi. Tu te dracu. Da, păi suntem la emisiune. V-a zis, da. Suntem în emisiune. Vii și tu? S-a auzit? Ai auzit? Da, eu am auzit. S-a auzit și lumea? Nu cred că a auzit, că e prea jos sunetul. Dom'le, a transmis Leta să-ți ai emisiunea în pulă. Eu sunt prost, tu ești prostă, că îmi jui. Da. Hai, vin, hai. Pa, pa, pa. A, uite că s-a auzit. Era foarte jos nivelul sunetului aici, nu eram sigur dacă se aude. Eu sunt cu preamplificare. Dar mai zic prima, băbule, să mă zic? Nu, întâi ți-a urat frumos la mulți ani, după aia ai fost tu nemulțumit. Să trăiască fata, ți-a zis. După aia ai fost nemulțumit de faptul că n-a nimerit ziua și atunci te-a corectat. Dom'le, cu Leta... Și că scurt, clar, cuprinzător. S-a vorbit cu Leta Ilie, un mare personaj al lumii moderne. Uite, Iulia zice, eu mă fac că n-am auzit. Da. S-a auzit, bă, da, s-a auzit. Te-ai împământat, Iulia? Uite, zice Mihnea că tot a venit vorba de domnul Brinchi. Pe un live a spus că dânsul vrea să construiască o nouă statuie marelui conducător Nicolae Ceaușescu. Ce se mai aude? Păi a spus la noi și după aia s-a lăsat. După aia s-a lăsat? Păi n-a mai zis nimic. Păi n-a mai zis nimic. N-avea și banii a pus în safe care i-am strâns. Da, că uite, întreabă, spunea că vrea să deschidă un cont bancar unde lumea să poată dona pentru statuie. Am înțeles că nu s-a înțeles cu familia, că de ce să doneze lumea? Păi donați voi, vorba aia. Dar în fine, nu mă bag aici, că nu-i treaba. Dar nu, dar care e? Da, în fine, mă rog. Păi nu-i treaba noastră, da, nu? Da, 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 da. Ai dreptate. Da. Salutare pe când o emisiune cu domnul Raul și Capră. Ne este dor de acele vremuri în care râdeam până dimineața. Avem acum emisiuni care se pot râde dimineața cu Capră și cu Tom.
Dar Tom nu te-a sunat să investigheze dacă facem la el sau nu? Nu. Ce faci? De ce te lași așa pe parte? Te uiți la televizor? Nu, să văd dacă... Acum spune că termină cu evazioniștii. Zice Iulia, da, m-am împământat. Așa. Voi fi, vă sunt superioară acum, oricum eram și sunt și voi fi. Da, a reușit să scrie normal acum? Da, da. Acum cât de cât da. Ce părere are domnul Serghei despre românii care vor să se întoarcă acasă după mulți ani în străinătate? Întreabă Marius Moraru. Bă, dacă și-au făcut bani și poate să desfac o afacere aici, v-am spus că mă uit la multe emisiuni. Da. Și la România mea cu toate hanurile, care și hanul mai tari ca afară, restaurante, cabane cu astea, cu piscine, cu mâncare tradițională, târnați și urci alea, care sunt foarte, foarte mișto. Am văzut până după 5 ani, am văzut și curaj aici să mergem, dar nu cred că își dai seama unde mergem. Pierdându-și cartul, îți dai seama că până vine cu angsta, până vine cu alea, n-avem bani, nu mergem. Am văzut foarte mulți care au venit cu niște chestii foarte tari și au reușit să facă aici. De exemplu, am văzut băia cu struții. Bun. Și vine domnul Horia Constantinescu de la NPC și te închide. Eu zic că Horia Constantinescu de la NPC și cu ăștia nu poate să rămână la infinit. Că nu sunt, Tutankhamon, nu sunt nemuri, nu sunt Hailat. Păi o să fie și până la urmă, dacă nu mai câștigă, ăștia nu o să mai fie, nu? Nu știu ce să zic. Păi ele face parte dintr-un partid. Da. Deci eu nu pot să-mi fac o afacere în funcție de guvernanții actuali. Păi tu faci, tu, eu nu fac. Nu, eu nu am făcut niciodată și am câștigat. Ce? Păi mâine cade Ciolacu, cade guvernul. Da. Mâine vine, eu știu cine vine. Vine Aurul, care mănâncă în două. Sau eu știu cine poate să vină. Așa. Păi ăia lasă. Pe cine să lase? Pe Ciolacu, pe ministrul ăla, pe ministrul ăla, pe ministrul ăla. Păi uite-te în 3 ani de zile câți prim-miniștri s-au schimbat și câți miniștri s-au schimbat. Total de acord cu tine. Hai să-ți aduc aminte o chestie foarte mișto. Că tu erai căciumat. Adu-i aminte. Îți mai aduci aminte când a venit domnul Ponta și a schimbat TVA-ul, l-a scăzut? Bun, super. Ai dat bani ca fraierul să schimbe ăia casele de marcat și sistemul de gestiune și tot? Ai dat bani. Dar tot n-a murit. Bun. Nu, da. Am găsit tot timpul o infracțiune legală de a păcăli. Păi stai un pic. La toate am găsit ceva. Bun, stai un pic. De exemplu, cu scaunele. Le puneam și după aia spuneam că am afară atâta și în interior atâta. Da. Și aveam tot felul de manevre. Cu case de marcași, ca să aveai tu. Crezi că, hai mă, lasă-mă, vreți să vă sparg aici, să mai ai. Dar nu să te spargi. Dar după aia a venit domnul Cioloș și a crescut. Și iar ai dat bani ca fraierul ca să schimbe alea? Nu am schimbat nimic. Nu contează. Ai dat bani. Bă, Nalică Moisescu, care a fost cel mai tare cârciuman al României, avea cea mai tare pildă. Nu e flux fără reflux, de unde atâta apă în plus? Eu sunt de acord cu tine. Lasă-mă, un băiat deștept să descurcă, e diferent cine vine. Dar, domne bun, eu sunt de acord cu tine, dar tu când vii dintr-o țară civilizată unde ai stat 20 de ani... Orice român are, mai ales dacă a plecat afară, acolo e foarte greu să răzbești asta, are capacitatea de să adapta și de a face un mic slalom legal. Pentru că îți explic și de ce. Am argumente. Explică-ne pe numere. Deci, dacă faci o afacere, mă refer practic la ale mele, la cârciumă și asta. Dacă faci o afacere corectă, nu ai cum să o faci. Eu știu. Deci, punct. Deci poate să vină și mama, și tata lui Ciolacu, lui Molacu, lui Căveșii, lui Măveșii. Că n-ai cum să lucrezi corect pentru că nu poți. Dar eu știu ce îmi spui. Nu spui. Păi și atunci, el când zice că va termina chestia asta, n-are cum. Că dacă a lucrat toată lumea corect, să închide țara. Punct. În orice domeniu. Știu. Punct. 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 Uite, DJ Mano zicea DJ Mano foarte bine, ce Serghei nu a schimbat nimic, a învățat economie de la Raul. Da. Ce dracu? Deci nu se poate, în orice am încercat, că de exemplu, eu am fost unul cu alcool care m-a avut una din cele mai tari fabrici și făceam cele mai tari băuturi alcoolice din România. Da. Înțelegi? Și soția mea, fiind mai așa, dom'le, să lucrăm corect, nu există. Nu există. Nu există. Și a trebuit să dăm totul până la urmă, că a spus, bă, ori mergem pe așa, pe corecte, nu există, n-ai cum. Da.
Păi și atunci cum să vină să-și deschide? O, ce pălărișe mustăți mi-am luat. Pentru că unii șmecheri, care nu dau un nume, nu vreau să mai iau cu ei, care au făcut și care au dat bani unui ministru, că de asta spun că în România nu ține nimic decât 3 zile. Ei aveau un parc de mașini imens, aveau fabrici luate de alcool și asta. Deci nu te gândi că nu dăm nume, că n-are sens. Că nu suntem plătuitori și nu facem. Și a venit, mie îmi pare rău de Nea Remeș, că a terminat atât de rău, așa. Dar Remeș, practic, pe o mare parte dintre noi ne-a distrus. În primul rând, că a zis, noi aveam producție mare, deci eu nu puteam să fabric cât vindeam. Așa. Și vindeam la metro, la alea, 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 băuturile imperial. Aveam vodcă, aveam coniac, aveam amaretto, amaro, lichior, ăla, limoncello, făcute exact ca afară. Cât v-am spus ce făceam. Noi făceam un fel de combinație, făceam de afară. Dar asta e altă inginerie financiară de-a mea. S-a prescris, s-a dus în morții măsii totul. Așa. Așa. Și Nentul Remeș, ăștia au dat bani, nu ce-am văzut la televizor. Da. Și Nentul Remeș, Dumnezeu să-l ierte, că după aia mi-a părut rău de el, a zis așa, alege 10 oameni la care dai. Și dacă unul dintre ei se sucește, nu mai poți să schimbi anul ăla pe altul. Deci o chestie care era neconstituțională. Da? După aceea, ăia având sute de camioane și astea, ăia aveau distribuția. Noi nu aveam distribuția. Că nu ne-am gândit că poate să dea unul o lege de genul ăsta. Și cea mai tare care a făcut-o ca să împingă pe aia care aveau fabricile cumpărate de la stat, a zis, nu mai puteți să fabricați, asta e fabrică de alcool, dacă nu ai fabrica ta în proprietate. O altă chestie care a călcat, că mă certam aseară Gogira, că dacă aici e capitalism, nu e capitalism. No. Adică cum, în capitalism eu pot să închiriez o hală, să stau să fac ce vreau eu. Să stau în ea, să cânt, să mă bășesc, să o sug. Și acum nu pot să închiriez o hală sau ce? Păi ăla da lege atunci, înțelegi, ca să ne blocheze. Până am făcut fabrica, până am făcut, ăia s-au dus, că aveau fabricile luate de la stat, înțelegi? Normal. Și uite așa ne-am... Deci, domnule, vreau să înțeleg ceva. Deci, tu ieri ai luat foc la Gojira. Ce ai făcut? V-ați certat? V-ați răzbunit? Nu, am luat foc pentru că el bine știa să nu dea foc, că, domnule, că suntem un stat capitalist și un stat de drept. Mm-hmm. Și am explicat prin mii de chestii că nu suntem stat de drept. Păi, nu, și nici capitalist. Dar el face parte dintr-o categorie care nu se uită la anumite posturi ca să vadă. Că l-am întrebat, ai văzut cum a furat Clotil? Mai văzut că ai furat? Că nu putem să discutăm dacă nu ai văzut. Da. Dar tu la ce postul te uiți? La ăla care mi-arată nene, nu la care îmi vorbește. Că e simplu. Mă uit la postul care spune, ăla a furat, poftim actele. Nu că a venit unul și îmi povestește un general bătrân care ieșe la pensie îmi spune mie că a fugit rusul cu submarinul. Înțelegi? Da. Ăla mi-a arătat cu ochii mei cum a intrat aia, corect. Cum a filmat și a și spus. S-a și spart singur că a zis, mi-a spus că nu sunt camere. Că nu sunt camere, corect. Adică de ce te-ai întrebat? Nu, că nu mergea camera. Că nu mergea camera. Tu dacă... Și am pus întrebarea asta. Mă, într-un stat de drept capitalist să fură legea, dacă fură legea e cea mai gravă chestie. Păi normal, dar asta spunem toți. Păi spuneți voi ăștia între noi aici și vezi că avem pălării și avem uite, DJ Manu zice, tare Pony Serghei, mi-e frică cu el, mâine, poi mâine se apucă de citit, cine știe de ce master se apucă. M-am lăsat mulți și cu vocabularul de la început, acum am ieșit din vocabular pentru că... Din zona empirică. Da. Wow! Wow! Da, deci să înțeleg că emisiunea de la Gojira a fost una explozivă. Nu, domnule, nu, am avut dialog, omul nu e, omul e băiat deștept, nu e. Și știe să facă. Dar, bine, cred că și mă stârnea puțin ca să... Normal. Nu cred că nu s-a uitat la toate alea. Și am dat 1101 de exemple, nu? Mhm. I-am spus, în niciun stat de drept, nu, când pleacă președintele care nu vrea să plece cu avionul având venind dintr-un cătun de lângă Sibiu, înțelegi, și el vrând să meargă, lăsând-o pe soție în disperare să predea acolo, el vrea în fiecare weekend să plece cu mașina la Sibiu. Da. Și eu am prins de două ori toată valea și toată aia, bă, ce că se circulă? Ca dracu, în primul rând sute de mașini folosite, că în toate intersecțiile erau mașini de poliție cu oameni și el avea cel puțin 15-20 de mașini după el. A, am prins și eu odată. Păi, și în nicio țară din lume președinte nu face așa ceva, nu. Pentru că a doua zi îl filmează și îl facă ea varză. Eu știu, dar a fost foarte drăguț când stăteam toți ca proști într-o sâmbătă dimineață la ora 8 pe Iuliu Maniu să ieșim. Mi-a făcut bine ce v-a făcut. Exact, și a venit mașinile alea și făceam exact, da. Și eu m-am dat jos și l-am întrebat pe ăla, zic,
Ce să fac? Să o iau în sus, să o iau în jos? Unde să mă duc? Nu, mașina? N-ai fost bun. Și mi-a venit ăla lângă mine și a zis: domne, dă mașina că te arestăm, dă la o parte. Da. Și în fața noastră erau mașini pe tot bulevardul. Nu, așa este în capitalism. Da? Da. Nu în comunism? Nu. De fapt, ai dreptate că în comunism, de fapt, nu sunt mașini pe stradă. Sigur, ai dreptate, da, corect. Cine a făcut dintre toți cunoscuții noștri? Așa. Stătea și au venit să facă așa. Și trecea președintele? Și tu-s morții, măte, cine crezi? Iulia. Exact. Bravo, Iulia, bravo. Așa. Bună, Iulia. Uite, te întreabă Nicoleta de frații Chinezu, Pârvu, ce impresie ai? Eu știu doar pe Chinezu care are... De aici e foarte cald. E din cauza lui Daniel că s-a blocat. Dar nu se cald aici, nu-i cald? Mai deschide ce aia? Mie mi-e bine, nu știu, cred că de la lumini ți-e cald. Da, da. Vrei să deschizi geamul? Deci eu știu doar pe chinezul care are zi, pe ei deschizi geamul. Nu știu, eu știu doar de chinezul, de unul care cântă la vioară. Nu, domnule, lasă-mă în pace, domnule, care are... Uita la mine, zi! Nu mă, să deschizi ușile, tu ai senzația că mă uita. Chinezul care are zi ăla de târgu de mașini și târgu de alea. Cunosc care e un băiat, îl cunosc de 50 de ani. Uite, Albucino zice, dacă îți faci partid, sunt primul care mă înscriu. Florin, zice Nicoleta. Da, mă, Florin Chinezu, da. Și Cornel. Pe Cornel nu-l cunosc, pe Florin nu-l cunosc. Șmecherul m-a făcut un sac de bani, am făcut șmecher. Când aveam 6 TV, mai veneam pe acolo, am vrut să facem și o combinație cu televiziunea. Da, nu ne-am făcut, în fine. Așa. Andrei Călinescu, să-i zici lui taică-tu că am lucrarea de licență în producere de băuturi spiritoase, pe bune. Da, dom'le, am făcut-o și... deci am făcut și făceam, deci nu puteam să vând că fac și datorită... Dar ți-am spus că de la asta am pornit ideea. M-am pliat imediat pe altceva, m-am făcut cu alte chestii, am făcut tot de chestii și până m-am descurcat. Poate să, deci, nu depinde de unul că mi-ai dat cola sau cola. Ăștia sunt, băi, cimitirul, ca să te las acum, să-ți dau și ultimul proverb ca să termin cu tine. Da. Cimitirul e plin de oameni de neînlocuit. La revedere, tinere. Astea din film. Bun. Cu la revedere, tinere. Da, așa e în orice corporație, adică. Deci mi-ai dat exemple că nu o să rămână ăștia. Când ăștia o să ducă, o să-și ia vreo rangă în capul ăla, o să fie, da, o să fie alegerile, când o să nu mai fie legile, o să-l hăituiască lumea pe stradă, cum a hăituit el. Viața îți dă înapoi tot ce faci. Eu sunt de acord cu tine, dar Radu zice să-l dai afară pe Daniel că e slab pregătit. Dar slab pregătit, nu știu ce a zis. Radu e un bețiv, zice, ce vorbește. Eu zic că e bun. Da, e foarte bun. S-a prins primul, că nu-ți dai seama. Dar de unde știi tu, mă, Radu? Ei, avem acolo un grup din ăsta. S-a mărit grupul? Nu ăla, altul. Noi avem mai multe cercuri din astea. Noi suntem, da, ca masonii suntem, avem așa, da. Bun, Radu, oricum, e bun. De dimineață ne trimite poze cu sticle de bere, cu dănaste, nu știu ce dracu lucrează, dar avea toată ziua. Consumator. Ce bun, rău de tot. Ultraomenie zice, de 10 minute mă uit la tablou din spate și nu-mi revin. Care din ea? Bine, eu sunt două tablouri în imagine și un poster. De ce nu-și revine? Nu știu, să ne zică. Că Patapievici s-a abonat la canalul lui Serghii. Se poate. Era mai bine când schimbam valută Neptun, ăla da capitalism, zice Max 2. Păi să schimbam valută, nene, ca la băie de la mol. Uite, e bun Radu, domne, e cel mai bețiv din grup, zice Gogoaș. Cine schimba cel mai multă valută dintre cunoscuții noștri Neptun? Alexe. Alexe, numit Vivian, care avea vorba. Nisipul din Neptun să termină. Dar banii mei nu. Nu mai pildoși. Uite, Ultra România, e frumos, ești cu eșarfa aia în mână. Ce n-au avut-o până acum, afișul? Dar cred că ne scot ăștia, că n-ai zis că m-a acceptat lumea, că nu mi-e rușine să învăț lumea să joace. Și nu ți-e rușine? Ba, mi-e rușine de mor. Dar mie mi se pare amuzant că oricum la ce faci tu reclamă, dacă ar fi să-ți faci tu cont online, să te duci să te joci acolo, eu m-aș căca pe mine de râs. N-ai reușit nici să bagi bani, nici să intri pe un joc de ăla. Dar trebuie să facem. Deci n-ai cum. Să facem live. Păi bun, deci... De ce? Păi
trebuie să-ți faci cont. Are oameni. Sau ce? Mail. Pe fapă la Lucura și o băgăm pe asta, să o dea pe asta fără din țară. Să o prindă ciolacul pe Cora că joacă. Ah, te-am prins! Joci, că te-a învățat bărbatul! Îl dăm afară din țară pe ăla. Trebuie să bagi cardul, trebuie să bagi bani, să alimentezi, trebuie să intri pe alea pe acolo. Alimentezi. De domne. Se duce la alimentare. Deci eu mor de râs când aud asta, că înveți oamenii să joace. Păi dacă eu nu reușesc să intru pe... Pe împing, prin... Asta e altceva. Împing. E altceva. Uite, Mihai te întreabă ce amintire aveți cu Ion Dichiseanu. Domnule, am o amintire urâtă cu Ion Dichiseanu pentru că eram tâmpit pe vremea și săracul a murit și eram la o prietenă mea, Irina Corbu, în casă și Dichiseanu, frumos, nene, să moară mama. Frumos bărbat. A, frumos el ca bărbat. Frumos și actor bun. Actor, da. Hai mă, păi, mi se pare că a fost cu Vierna Lisi, cu toate alea care au cel mai tare pe vremea. Păi nu te mai strâmba, n-ai văzut tu Vierna Lisi, tu nici ai născut când era filme. Normal, nu? Și era la o petrecere cu încă un fraier și era un covor. Încă un fraier. Păi da. Și era un covor lung. Așa. Și el stătea în capăt și vorbea cu toate alea. Ți-a zis, și a tras covorul și uți. Foarte reușit. A fost prieten cu el tot timpul. Cu Dicky. I-a întrebat pe Alexe cum țip la aia. Că avem și o vorbă cu el. Că i-a călcat Dichiseanu. Când merge spre Neptun, i-a călcat în Tuzla sau nu știu ce oraș era. Și când trec aia pe acolo, că trec aiurea așa și sunt cu domnul Vivian, zice așa, scoate capul pe geam. Bine v-a făcut Dichi! Prost suntem, nene. Uite, Alin Petcu zice, șarpe e bun, Radu, berea se bea dimineața. Și eu după băutură, și acum când am venit de la Oradea, la 7 pe aeroport, 2 beri, că zic, mă întreba Cătălin, să-i zic, cu ce faci la aeroasta, dumne, să nu am frică de avion, nu beau așa, dar... Exact, busem toată seara, de mai mă scoase, dacă beam o bere, nici puteam să articulez. S-a terminat, ai zis cum s-a terminat ziua, dormind cu prăduitorul de... Te-a sunat? Adiță. Da, adiță, da, m-a prăduit pătul la toată lumea și la Smaranda peste tot, dar prăduitor, ne... Vezi, prietenii tăi. Bine că i-a închis, Rad, mi-a zis că i-a închis. Ce i-a închis? Ne-a zis că a făcut un din ăsta și te amortizează ce a făcut. Că și-a făcut unul al lui pe bani. Era adiță al nostru, ăla, cu picior. A, credeam că lui ăsta. Nu, domne. Mă bucuram degeaba. Alu, Adi Minune, mare. Da, copilul în picioare. Păi seamănă la cap cu Adi Minune, dar e foarte înalt. L-a pipăit pe adiță. Nu cred. Ați văzut ce gușe are, ce gușe. Cum i-ați, băi, guștere. Mai ții legătura cu controversatul om de afaceri Papari? Da, dumneavoastră, v-am spus că m-am împăcat cu controversatul om de afaceri Papari. Am băut la Nea Mitică, unde vă recomand să bea foarte bine, să mănâncă foarte bine românește. Bun. Și prețul e foarte ok. În Băneasa. Ah, ok. Nu că știam de ăla din Herăstrău, unde nu mai e al lui. Nu, în Herăstrău nu am fost. În Băneasa, să mănâncă românește foarte astea. Acolo, el stând acolo aproape, acolo am fost cu... Și cu Radu, nu știți voi, pe Radu și cu mai multă lume și a făcut ziua și am fost cu mai multă lume. Te întreabă DJ Manu dacă ai ascultat reclama cu Player și Malone. A, pe care mi-ai trimis-o, nu n-am apucat să o pun, chiar o să o pun în seara asta. Maria Mădălina, mai vorbiți cu Ana Mizil, de ce v-ați certat? Vă rog să ne spuneți. Dar nu ne-am certat cu Ana Mizil. Și vorbim. Dar Oana Mizil are niște teorii care nu corespund atât de bine cu teoriile lui Serghei Mizil. Și cu tine deloc. Tu nu vorbești că le vorbești? Nu. Dacă mi se adresează întrebări, vorbesc. Întrebați-l pe domnul Serghei pe cine votăm președinte. Stai să vedem cine vine. Oricum sunt... Dom'le, până acum, de ce să vorbesc? Eu, în general, am votat cu stânga. În general. Că am votat și cu o parte din alte, la anumite chestii. Dar prin ieșirile astea și prin
unirea asta cu dreapta, cu stânga, care e anus contra naturii. Adică v-am mai explicat toată. Ăștia îmi fură votul. Eu am votat împotriva lui Klaus Werner Iohannis, fără discuție. Am votat împotriva Klaus Werner Iohannis și împotriva PNL-ului, cu toate că am foarte mulți prieteni în PNL. Și acum ei sunt, ăia, și mi-a furat votul. Alții le-a furat votul care au votat invers. Da. Sau mulți mi-au furat votul care l-am votat într-un partid și a fugit în alt partid. Sau toate astea. Și atunci stau să mă gândesc că dacă vin băieți ăștia așa foarte inteligenți, care sunt foarte hotărâți și iau țara pe persoană fizică, eu am zis și eu fac, nu ești tu, tu poți spui, dom'le, guvernul României face în frunte cu mine, nu eu, că nu ești tu singur acolo, că mai apucă nervii. Corect. Că nu stai tu la masă și tu ești și ministru de finanțe și aia, eu cât sunt eu. Păi tu poți să fii o săptămână și ce faci, te duci la ghinde. Nu știam că și-a făcut balconul. Poate, dar acum că îl dă jos, se duce și își dă jos balconul, ca să vină curentul să-și revină. Și dacă văd pe astea, nu știu, stau să mă gândesc atunci, să văd, pentru că deja... au trecut 30 de ani și am luat-o în gură absolut cu toată lumea. Timp de 30 de ani am luat-o în gură, indiferent de partid. Din punctul meu de vedere. De ce râzi, domne? Ciprian. Ciprian, tu ai luat-o și în gură și în cur. Nu, zice, Serghei votează cu stânga. E ca și cum îți face laba altcineva. Nu, domne, pentru că am zis că, cum să spun, și prietenii și alea, toate au fost mai mulți familia, nu? Dar oricum nu puteam să votez cu USR-ul tău, sub nicio formă. Cu toate că o parte îi cunosc bine, adică pe unchiul, un personaj de acolo, îl cunosc bine, bine e tot. Și asta îmi spune de foarte mult despre ei. Da. Un important. Eu ce zic, asta îmi spune foarte multe despre ei. Da, dar bine, n-am votat din ăsta așa să mă sar în dinți. Adică am votat la președinție, pot să spun că mie nu mi-e știu ce. Am votat-o pe Firea, nu mănânc căcat. Da. L-am votat pe Ponta și după aia așa. Ne-a dat legile să ne tundă, să a pus un leu, bacșiști, ne pusese alea, să dă bani și alea, și alea, și alea, și alea, că era să mă și scap la masă cu el, dar noroc cu soția mea care m-a prins de mână și cu un moderator care a zis termină, pentru că venise la masă. Le venise la masă la noi și Ponta spune, bă, m-am dus la frizer și așa mă gândeam că mi-a fost rușine că m-am uitat cum i-am pus ăsta așa, așa. Și am avut în gură. Păi dacă n-am frizer, eu steam urechea ca să nu mai faci din asta. De toți potolește-te. Era prim-ministru. Am înțeles. Cu toate că acum dacă ar fi față de ăștia să votez pe prim-ministru, aș vota pe Ponta. Da, da. Părerea mea e că te întorci la chestia cu răul cel mai mic în momentul de față. Eu zic, dacă ar fi ăștia cu ăla. Păi eu ce spun? Ăștia cu ăla. Dacă, eu zic că Ponta, am avut și creștere așa și Ponta e băiat cu... E bun, nu, da, dar după ce s-a întâmplat și așa mai departe, eu mi-am pierdut încrederea în el. Eu nu am încredere în nimeni. Singurul care am încredere, acum fără niciun pedicatrie, e Klaus Werner Iohannis. Pentru că n-a promis nimic, n-a făcut nimic. Really? Nu m-a păcălit cu nimic. Ba da, domne. Ce ți-a promis? A avut România Educată, cu un program România Educată. Aia l-au învățat ăștia. Și nu suntem educați. Ba da. Bineînțeles, dacă am început să vorbesc, eu educat, dar răi alții. Yes, I understand. Și după aia... Să vede pe mine, dacă vă uitați la începutul emisiunii, să vede clar o schimbare în atitudinea mea. Și plus România lucrului bine făcut. Eu vorbesc când a venit președinte. Nu ne-a promis nimic, n-a făcut nimic. Alea le-a făcut pe parcurs. Ce părere aveți despre Codruța, Chioveș și președinte? Bună, da, o votez. Cred că e prima oară să moară mama când emigrez. Bă, ți-am spus, am o chestie personală care n-am înțeles-o niciodată și care a avut reacția că i-am povestit și lui, că tot ajunge la Gojira, care el, bine, cred că îmi dădea foc cu Băsescu și astea. Zic, bă, nu este normal într-o țară democratică când eu cu domnul Victor Ciutacu, invitați de naș la o nuntă, pe Mire îl cunoșteam de copil, pe Mireasa am scos-o din maternitate. O întâmplare să se cupleze. Și când a trecut Băsescu, m-a închis și pe mine și pe Ciutacu, ne-a închis în WC-ul, SPP-ul. Păi nu râde, mă, că nu e o țară democratică, nu? Bun!
când? Ce să te... Dar eu am mai discutat chestia asta da, cu tine. Nu, mai explicat nimic. Dacă eram afară undeva, îi da. Dam un judecată și câștigam un sac de bani. Corect. Cum mă... În primul rând că a fost... Puteam spune, domnule, a fost sechestrare de persoană. 20 de minute da. Că ne-au sechestrat. Da. Da, 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 da. Și de Joana te întreabă lumea ce părere ai. Dom'le, și pornisem de la ta, pornisem cu Băsescu și te-am pornisem de la ceva ca să termin discuția. Că mi-a din cap. Nu, de la Ponta pornisem, cu votanții, cu alea, cu așa. Nu mai știu, nu mai știu, nu mai știu. Eu ți-am zis că dacă, tu ai zis că dacă ar fi să alegi între Ponta și ăia, l-ai votat pe Ponta, da? Ăștia care sunt acum. Și eu ți-am zis aia că se terminase cu răul cel mai mic. Că e tot un fel de rău cel mai mic, că, na. Dom'le, pă, am mai... Chioveși, scuză-mă, că dacă vine Chioveși... Cu Chioveși, de ce... așa, exact aceeași reacție ca și, ca și alu, ca și cu ăsta. Eram cu Paul în restaurant, la prânz, fără băutură pe masă, fără nimic, unde era o zonă unde veneai și îți luai prânzul, adică aveau ciorbeale alea, ți alegeai sau dacă vrei îți luai la cart, mă la cart, ce vrei tu. A venit cu încă una... A intrat râzând că ne-a dat cu ochii de mine. A rămas blocată. Eu am vrut să salut. Normal că... De reflex. A intrat două femei într-un restaurant, nu? S-a uitat la tine. Dai din cap ca bou. Sau da. Poftă bună. Și acum când am intrat cu ăștia la film, mâncau papiși, mâncau 20 de persoane, am intrat bună seara, poftă bună, nu? S-a ridicat și a plecat și a plecat. Eu am zis că se duce în altă parte. A plecat și din restaurant. Nu știu, eu fi fost, a zis că o dă lumea cu tine, cu alea, cu alea. Păi stai mă, eram într-o, păi și eu cine sunt mă, sunt evadatul, sunt Richard Kimble, cine morții mă, zi sunt? Nu Highlander. Știu, dar trebuie să-l prinși, domne, să-i pui pienică, să-l trebuie. Hai mă, ce mai vrei, să-mi sară SPP-ul, să mai ne apuce băzducul, să mai iau cu aia pe acolo, să la flegme și la alea. Păi abia așteptau, îți dai seama. Păi îți dai seama că dacă american și spunea ceva, bănuiesc că trebuiau să o apere, nu? Dar era, e o chestie idiotă, cum crezi tu că eu ești... Și dacă ești om politic și dacă ești, dar chiar dacă nu te simpatizezi. Să rămână, salut, salut. M-am întâlnit cu o groază dintre oameni politici pe care nu-i simpatizez. Ăștia care au avut reacția asta, că au mai avut reacții din astea. Restul care s-au comportat normal, că am mers la diferite mese, unde am fost invitat la mese unde toți erau liberali, nu? Bună ziua, să rămână, asta acum, poate nu-mi place ăla, sau ăla, sau ăla. Uite, cineva zice că lăudai pe Iohannis la OTV. Da. Da? E bun la mental. Pe când o TV în jurul Iohannis. Nu, știu eu ce. Nu lăudam eu, lăudau alte persoane când a venit Iohannis. Când l-a adus PSD-ul să-l propună prim-ministru. Și persoanele care erau cu mine a spus că era un foarte bun primar, că a ridicat Sibiu, că nu știu ce și că nu știu ce. Bă, stai puțin. Sibiu l-a ridicat, dar nu ridicat. El a ridicat fondurile europene și că a făcut tot alea. Da. Neștiind cine e în fond și că el a făcut cea mai mare infracțiune cu aia, cu... 6 case? Cu ce? 6 case. Nu, aia e căcat, mă, cu ăla. Da, cu ce? Uniunea Germanilor și aia care... Cu aia, de se îmbracă în halate, în alea. Nu halate, că fașiști și le-a dat milioane, el fiind și acolo și fiind și primar. Adică el, conflict de interese acolo nu există. Nu. Și de-aia îl și votez, pentru că omul... Bun. N-a făcut conflicte de interese. Băgăm un minut reclamă? Băgăm un minut reclamă. Bun. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dacă ești player, pariezi și contra lui tăi. Ceasul ăsta? De când a pierdut prea mică pe zbură. Madam, bă că te-ai asortat pe player pe un loc. Fii atent, Caterinca. Barul ăsta de când ne-au scos islandezii la baraj. Ce mești de infarct, bă? Era cât pace să câștigăm. Am avut noroc că am pierdut. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! Variază cu cap pe player.ro. Ce dezamăgire! O nouă frângere! Ce bă, chiar credeai că bate pe spanioli? Dar... Nu știu, mi-e părut de el. Gata, chiar am revenit. Chiar aseară m-am uitat pe niște, fără să vreau, dau pe diferit așa, și era la un mictoc din ăsta cu... Nu știu, mai știu de cu ce. Și mi-e părut de el. Dar s-a întors, că am înțeles că ai zis că se întoarce. Deci lumea a scris, eu n-am apucat să caut, lumea a scris că a intrat în direct la nu mai știu ce televiziune și a zis, domnule, sunt plecat în Dubai cu soția mea de ziua ei, mă întorc sâmbătă sau duminică să mă ridice de pe aeroport, mă predau singur. Eu în locul lui nu mă și întorce. A, de domne, pentru 3 luni de zile, ce dracu. Băi, dar am discutat asta pentru 3 zile, dar asta și m-am gândit după aia. Pe toți ăștia care au făcut miliarde și astea, toate s-au prescris. Care au furat, care au făcut, oameni politici grei,
care au fost dați în judecată pentru sute și milioane de euro. Da. S-au prescris, nu le-au luat mie bani, n-au pățit nimic. Și le-au pădănuți după acum să-l bag la pușcărie 3 luni. Dă-te dracu. Da, bine, ți-aș da un alt exemplu, dar nu vreau să, că sunt prieten cu tine și cu asta și te cunoști cu ei și nu. Ei, că să nu. Nu mai am dat exemplu. Te întreabă cineva dacă îl cunoști pe Marcel Piticu. Marcel Piticu care a murit, care a Piticu, era Piticul ăla care era cu noi pe vremuri, care făcea toate nenorocirile, de cum să nu a fost? Pe cu ăla l-am păcălit pe ăla când a deschis ușa și s-a așezat pe scaunul tău, Marcel, când erai mic. Și aveam scaun mic și a zis, țigane, uite bă cine m-a dus. Și mă uitam așa la nivelul ăla și Piticu a trebuit mine și pe un scaun, am zis să te acolo, Marcel. Bătrân, era bătrân. Ce copil frumos! A murit Marcel Piticu. Dacă e despre, dar despre ăla e vorba. Dacă îl cunoști pe Nelson Mondialu. Da, domnule, s-am vorbit mereu. Am fost prieten, a fost la mine, am fost la el. Acum suntem răciți, datorită lui. Te roagă cineva să spune că ai spus într-unul din podcasturi despre fluturașe aruncate la Timișoara și București. Ce a fost cu ele? Fluturașele care au și aveam unul, dar nu știu unde l-am pierdut. În clipa când a plecat Cârmaciu Nicolae, dar îmi pare rău că l-am pierdut, de pe CC, a aruncat niște fluturaje în ăștia, în care scria exact ce se întâmplă. El s-a adresat muncitorul, că era vorba cu muncitorul. Muncitor, veți fi păcăliți, vi se vor închide fabricile, veți rămâne șomeri, nu mai aveți ce lucra, vor fi desfințați, va fi aia, exact tot ce s-a întâmplat. Da. Și toate, pe imagine, e o fabrică deschisă. Nu. De stat? Da, domnule, unde munceau? Fauri, 23 august, șantiere navale, nu. Alea de petroliere, de nimic, tot s-a închis. Și mă gândeam așa, în timp câtă dreptate a avut. Și alții pot să-mi spună, și la ce i-a folosit. Zice, dar când a fost Marcel Piticu la emisiune de pe Antena 1. Dacă am fost cu el sau ce? Ce-i cu aia? Nu știu, zi mai clar, Camelia Mihai, că nu înțelegem. Da. Zice, da, dacă ai fost cu el. Nu mai știu. Am fost la 1.101.000 de emisiuni. Serghei, timpuri bune, 85-89, scornicești. Mai reții ceva la Stejaru? Stejaru erau cât, mă? Dar n-am fost acolo. 89 cât? 85-89. Nu știu, ți-am zis că am fost singurată cu Nicu, dar nu știu unde a fost. Acest Brinchi, satelit artificial, pământul. Dar nu ți-a mai zis nimic, Bobiță? Nu, domnule, m-a sunat rup de băutură. Da? Să te înjure, a? M-a înjurat în continuu. Cu Costel, era la, și cu Mario și cu Ciuvică, iar nu m-a înjurat. Așa. M-a făcut în toate felurile. Da. Zic, Bobiță, o să te tezezi și o să fii victima mea. Florentina Zonele zice, Florin Călinescu a fost pe Realitatea, le spune omul, bravo lui. Da, dom'le, Florin Călinescu are dreptate și le spune foarte bine că l-a mai văzut și cu alea. El e împotriva chestiilor cu banii, mă, frate, mă. Și asta o chestie care a avut un sistem, că la bunica mea toți aveam monedele de aur, că le țineam, dom'le. Și aia era valoarea și dacă ne deau totul. Cu ce, cu digitalizarea banului? Sau da, nu, pe vor ăștia să ne scoată. Nu, ne-l scoate nu că vor, gata, că a zis el cât sunt eu, avem voie doar de 5.000. 5.000 de ron pe zi. Păi să cumpărăm, restul trebuie numai prin bancă. Și dacă vrei să-mi dai 1.000, ai voie doar 1.000. De roni să-mi dai ca persoană fizică. Dacă tu vrei, băi, Serghei, eu mă vin la tine. Bună ziua! Cine sunteți? Sunt Ana, așa. Dom'le, aș vrea și eu 2.000. Nu pot decât 1.000 și 1.000 prin bancă. Dar de ce ai scos un sunet tip Alexe când ai început? Ai... Păi că, cum face el? Dar cum mă prinde el că mi-a dat... adică stai puțin, că nu-i dă banii. Că n-are voie să-i țină în casă. Sau cum mă prinde că mi-a dat banii? Da, nici eu nu înțeleg exact. Adică ei vor spune că practic mai poți să scoți banii din bancă decât să cumperi. Adică știu foarte bine că am vorbit înaintea emisiunii cu banii din bancă, da. Cu alea. Cu... Da, eu îmi scot 50 pe zi, pot să-mi scot. Puteam până acum, mă, și mai pot. Păi și ce, s-a dat o lege în sensul ăsta? În pregătire? Da, eu acum urmează ăsta, nou cod ăsta cu jocurile.
cu asta și cu... Da, știi ce o să facă? O, o să te întrebe când scoți banii din bancă, cum mă scoți banii. Pe ce? Oricum, da, da. Nu, dar nu o să mai poți să scoți sume mari. Adică o să poți să scoți doar 50.000 pe zi. Da. Decât dacă vrei să cumperi o casă, vei face obligat, vei face plata cu card. Bine, aia oricum, e, trebuie peste 10.000 de euro. Dacă tot am putea scos 10.000 să plătesc în fiecare zi. Nu te lasă la notariat. La... Da, orice notar îți spune, domne, nu banii, nu cash, nu în bancă, până alea. Da, în fine, un căcat. Deja te obligă. Da. Ce părere aveți despre Mitică Dragomir, calificat? Super calificat. Că cine nu dă like să-l ia în vizor Ciolacu. Astea sunt cu... Dacă apare Ciolacu, bă, cât sunt eu aici, dacă nu-i dați like-ul ăla, o să vedeți ce se întâmplă. Da, mă, domnule, astea sunt și cu de-alea. Știi cum se mai fabrică, cum se mai face și acum pe la țară, pe la, în sate din astea, când vrei să-ți construiești o casă și așa mai departe și angajezi oameni și așa, că, între ghilimele. Că deci am discutat chestia asta, este o aberație totală, că sunt sate care n-au curent, sunt sate care nu știu ce-i cardul și care n-au niciun ATM. Păi și aia ce o să facă? Ce? Dar care muncitor? Și unde o să plătească? În primul rând că la țară, acești guvernanți de carton și de trei, nu știu că foarte multă lume bea pe caiet, bă, și la sfârșit vine și dă bani la sfârșit. Nu că bea, mănâncă pe caiet. Mănâncă, își au domeniul alimentar la toate alea. Și când ia salariul, vine și de ce o să facă, să te-au luat câte, în fiecare zi. Da. Deci sunt niște cretini care trăiesc într-o bulă, înțelegi, și în minte au 2-3 trepiduși până lângă ei care minte, bă, e bine. Și ei sunt preșule ce spune afară. Lor le frică să le spună aia de afară când ne spune fă chestia asta. Bă, n-am cum, că 30% din România e sub nivelul mării. N-au cum. Da. Păi eu l-aș trimite pe domnul Ciolacu pe un bărăganu pe acolo, hai, cu un card în mână. Hai, mă, și zic da, la un card. Și ai spune, tovarăși, du-te și cumpărăți o sticlă cu apă pe aici. Îl trimite la 5 km la lumina acolo unde m-am bătut cu ea să merg acolo, să vezi ce flecme, ce topoare și în cap când bloți ATM. Pe aia n-au curent în casă, la aia care m-am dus la aia, care le-a făcut să n-aveau curent, nici WC-ul. Să găcau un porumb. Pe ce ATM să aibă ăla? Dar zici, știi, ți-am spus, așa vorbesc în gol, nu știu, că de-aia ți-am spus că sunt gata, sunt sătul cu ăștia, nene. Vin în fiecare zi, inventează ceva. Pici, ce crezi că o să mai inventeze în curând? În curând o să pleci acasă, o să vezi. Și o să vin eu pe un cal mare, alb și negru. Alb și negru. Alb și negru. Da. Uite, frizerie Canină Voievodine spune, cel mai tare mă enervează că vor banii pe care i-am produs și vezi, doamne, nu am plătit impozit, zic ei. Păi da. Dar oricum banii, adică ți iau și absolut orice chestie pe care o plătești în țara asta, e la voia lor. La asta i-a dat ordine băncii ca să-și facă, să-și ia comisionul. Asta e tot. Nu e nicio inginerie. Au venit băncile, nu sunt române, și au venit de afară și a zis, măi, balcon. Ia fă tu așa dacă vrei să... Ha. Uite, Cocoase, ce râdeți voi, dar o să-i meargă lui Alexe, o să schimbe din lei în lei. Lufiana? Da, îți dau 10 din bancă, dă-mi 8. Okay. Da, exact. Îți dai seama, nu? Bogdan zice, când îl mai vedem pe Alexe gătindu-ne paparudă a la Sibiu? Păi putem să mergem acolo, dar ți-am zis că dacă am vrut să merg, dacă a fost conjunctura asta, dacă nu, când pleacă prințesa de Mizulin de la mare... Putem merge noi doi, că ea n-are cum să vină. De ce? Că e... Păi e cu Ebolt. Sau vedem, nu știu, poate vine și ea două zile, că nu muri. Carol zice, soția lui Ștefan Gușa a spus că după moartea soțului, că în timpul Revoluției a băut Gușa o cafea și se simțea amețit. Crezi că l-au lichidat? Dom'le, sunt foarte multe chestii acolo, că și mă uitam acum la film când spuneau cu Milea, trădătorul, că s-a așa ca trădar, că a fost, când spuneau televiziune, că era, dădeau chiar ce spuneau la televizor. Unii spune că l-au omorât, unii spun că s-a împușcat, persoane apropiate mie au zis că s-a împușcat, că n-a vrut să mai execute ordinele. E foarte complicată toată chestia, ce merg cu inimea pe cap, E foarte complicată toată povestea și nu se va afla adevărul niciodată, clar, punct. Uite, Bob Relu spune, vă pup din STB-ul 417, mereu o plăcere să vă ascult. Mersi. Ștefan Gușa a procedat bine că nu i-a lăsat pe ruși să intre în țara la Revoluție? Rușii au fost în țara la Revoluție, aia a fost o vrăjeală totală.
Deci rușii au venit câteva, e scris în asta, au venit câteva mii de oameni, patru într-o ladă, care au venit și aici și au venit și în Iași. Dacă nu e și aici, vreau să o facă în Iași. Deci rușii au fost în țara aia, că vin cu elicopterele, cu aia a fost o vrăjeală ca să pună lumea botul. Cum să vină rușii când veniseră rușii deja. Toți care au, majoritatea capilor de la Revoluție care au preluat puterea, nu, de la revoluționarii adevărați care au fost la Timișoara așa, Iliescu și cu toți ăștia, toți oamenii rușilor. Nu mai luăm de la cap acum să tot. Între Simion și Joana, pe cine îi merge în turul 2? E o întrebare grea, să văd. Nu știu, ți-am spus, Joana este un om care a demonstrat că a făcut. La Simion mi-e frică că se întâmplă ce s-a întâmplat cu PNTS-ul. Dom'le, avem 25.000 de specialiști și ne-am dus în cap, n-am niciun special. Nu văd, nu știu, văd că nu împinge, nu apar oameni care de specialitate, nu știu, economist, lângă el ca să vorbească, să ne spună ce facem. E foarte ușor să fii în opoziție, să îi înjuri pe ăștia care la putere. Dar își mecherie, bă, îi dau pe ăștia jos, dă-i doamne iartă-mă de Husen. Dar cu ce vii? Cu telefonul în Parlament eu fac mai rău. Deci o chestie foarte complicată aici, pentru că practic trebuie să ai niște oameni în jurul tău de specialitate, nene. Oameni că nu știu, înțeleg sau nu înțeleg, PSD-ul a mers atât de tare și atât de bine pentru că l-au avut pe unul Cosmâncă, care ăla știa să organizeze în teritoriu toate organizațiile astea care de pe timpul Ceaușescu. Și ăla a organizat foarte bine în toate județele chestia asta. Și a doua chestie, au venit foarte mulți care erau foarte bine pregătiți, pentru că în perioada respectivă ăia buni erau luați în partid și n-alea, nu m-a luat pe mine care am fost lepră și pe alte lepre de pe stradă, nu ne-au nicăieri. Noi ne-am dus singur la cârciumă și la astea. Înțelegi? Și au venit oameni de specialitate, foarte bine pregătiți. Uite cum și coșa ăștia care vorbesc acum, care, adică mulți, până dimineață. Deci au avut oameni foarte bine pregătiți. Ce se întâmplă? De ce mi-e frică? Pentru că eu am mai trăit o experiență cu un partid care a câștigat fantomă, adică nu fantomă, am mai estimat greșit, care a câștigat pe chestia asta, care eu i-am spus lui Dan Diaconescu, care când o să vină o să vă spun. Zic, bă, Dane, n-ai cum să câștigi dacă tu în filială n-ai bani, cum sunt ăștia mari ca să facă filiale pe banii lor, și vine ăla în Sascut. Cine s-au băgat? Șmecherii care aveau bani. Înțelegi? Și el a cumpărat sediu, el a făcut aia, el a ținut oamenii, el a făcut pe acolo pe banii lui. Nu o să poți să vii tu după aia să-i spui el în primul rând să vrea să-și câștige banul care l-a băgat. Că mă trăsesc și pe mine, ți-am zis că trebuia să fiu un partid și mi-a zis, Dumnezeu, îți dăm sediu, îți dăm mașină, îți dăm asta pe lună, îți dăm astea, vină, intrăm în Parlament, dar apoi vreți să ne scoatem banii. Ia lăsați-mă băieți că nu vin eu la asta. Și zic, după aceea nu te va asculta nimeni. Și se va dezintegra. Am avut gura urită. Câți au mai rămas? L-au trădat toți care au intrat în Parlament. Toți au fugit. Zis, mamale, nu-i dăm numele că e avocat nedejdecat acum cu Stel la PNL și cum stătea cu mine în ședința aceea și mărâie și face toate rările alea și... Și asta se întâmplă. Dacă n-ai structură, n-ai astea. Și în primul rând mai rău o chestie, că am spus din prima, când am intrat în Casa Poporului invitat. Eu, domnul Sorin Bălan, domnul așa și aia, mai mulți, când m-am uitat în sală, că el de-aia m-a chemat la tribună DDU. Vreau, toți mă strigau, Sărghei, de unde îi cunoști? Păi erau toți infractorii din oraș, care făcuțele și venisele, zic, băi, dăruțe. Deci nu e, nu, partidele astea locomotivă când e unul singur și nu ai forță financiară să faci, să ai niște chestii, e greu să-l ții pe la mână. Că la dacă a băgat banii ca să-ți faci o filială acolo, era în jur de 3-400 mii de euro ca să-ți faci cu sediu, să, ori să-l închiriezi, ori să-l faci cu secretare, cu mașină, cu oameni, cu oameni care să meargă, să facă, cu, să scrii, să ziar, tot ce face alea, da? Pe ăla îi bagă ca să ce? Să vii tu să dai bășini la televizor că ești președinte? Îl o să-și vrea banii înapoi, nu? Nu o să-i dai? O să treacă în altă parte, în 3 secunde. Corect. Mai ales dacă îl bagi în Parlament sau în aia. Ce s-a întâmplat la DD? Deci de asta e o chestie foarte complicată să-mi dau cu părerea acum. Mie mi-ar place să existe un partid. Adică eu înclin spre spre AUR, ce spun acum. Cu naționalismul, că o să nu ne mai fure, să nu mai facă, să nu mai alea și alea. Sunt, dar
Adică tu înclini către discursul lor. Către discursul, către discursul lor, adică... Da, da, după aia dacă nu îți prezintă niște căi clare... Asta, asta, asta este povestea. De frizerie, Calina Voievodină te întreabă în cât timp se prescrie evaziunea fiscală. Eu îți pregătinea, Sergio, nu știu cum poate dialoga cu seristul de Daniel, spune Radu. Fac efortul, Radu. Da. Uite, dacă aș fi în locul lui Nea Serghei, aș candida la președinție la mișto. Ah. Eh. Mă, și dacă e pragul ăla să-ți dea banii. Nu, dar măcar să iei pragul să-ți dea banii. Bă, am mai avut unul dintre noi care înnebunise că candidează și candidează. Așa. Și în clipa când și-a depus actele alea, știi că vine SPP-ul, vine aia că s-a obligat să meargă. Mm-hmm. Mamă, ce vorbea și ce făcea și cum îi cărau ei agenții. Mă înnebunesc în 3 secunde dintr-un băiat normal să vezi cum aș lua geanta din mașină, aștepta să deschidă SPP-istul ușa. Și i-a spus, măi, potolește-te că nu e așa, că nu e așa. N-a luat niciun vot, nu l-a votat nici familia. M-am încăcat pe mine. Plus des. Că pe lângă nu mai poți să te mai duci la capră, la tom, la alea, ce faci? Dar nu vă mă duc eu nicăieri, domne. Spune Mugurel Fătu, Serghei, dragule, poți să-mi spui cum procedezi în Franța să cer azil? Azil de ce? Azil nu mai poți să procedezi, am în Franța să cer azil. Azil politic, altceva nu poți să cer. Ha. Decât azil politic se poate cere. Știu eu, să fii internat la azil, de unde se știe ce azil? Nu, ce acolo, azil, dacă te duci la azil, nu cer, te duci și plătești și te bagă. Nu, domnule, la azil de bătrâni, față așa. Bună ziua, sunt bătrâni, sunt astea, am cât, și sunt cât mă costă. Păi nu, că sunt și de alea de stat și fiind cetățean în Uniunea Europeană, te bagă la de alea de stat. Nu, îți ia îți ia pensia sau alea sau alea. Deci te duci acolo, te plătești și intri la azil. Ca să ceri azil politic, n-ai cum, pentru că suntem o țară liberă, democratică, condusă de un etnic neamț care demonstrează că la noi suntem liberi dacă ne conduc nemții, corect, nu? Și nemții conduc și Uniunea Europeană. De. Deci n-ai cum să mai ceri. S-a cerut cu Meneiada și să cere azil politic înainte, bă, timpul Ceaușescu. Uite, vezi că și Radu mă aprobă, zice, te poți cere la azilul, vezi? Te ceri la azilul, dar acolo trebuie să plătești la azilul, nu te bagă nimeni pe gratis la azilul. Ți-am zis, iată, în România. La azilul e mai nasol. Se poate dacă ești black din Africa. Poți să, poți să te duci la azil la de nebun, să zici că ești Napoleon, că ești ăla, să vorbești cu ea, așa, acolo stai, da. Ci că, Sergiule, eu deja m-am înscris la partidul pe care încă nu l-ai înființat, spune Cătălin Cotrau. Nu, după aia, am fost curtat de către PPDD, așa. Înțelegi, că era haios Diaconescu. Uh-huh. Mă sună într-o dimineață domnul prim-ministru, în alta domnul ministru. Au, așa zicea? Da, Caterinca Mare. Păi nu m-a dus la toate alea, mă, la legile, toate alea, vreau să m-am căcat pe mine. Genial om. Dar ăștia acum mai recenți, nu? Nimic? Niciunul? Nu, pentru că ți-am spus, am avut aia cu primăria, dar așa. Mă bag. Aici, la Snagov? E, la Snagov. Dar unde? În București? Nu se spune, domne. Nu se spune. Băi, oricum nu te-ai băgat. Dar nu, și lasă oamenii, poate. Păi și ce, cu oricum nu candidezi. Și m-a spus să... Băi, Cioloș, pentru mine, nu Cioloș, nu pot să-i rețin, mai dai un exemplu. Prim-ministru. Ciolacu. Ciolacu, domne, pentru mine este un exemplu în viață. Ai văzut cum a spus, niciodată să nu spui nu în politică. Da, da. Mm-hmm. Sigur. Mult te-am lăsat și cu asta. Da, am văzut cum a spus el nu în politică, e ok. Și nu, o să ținem de cont. Corect. Da. Mulțumim, Grasu. Nu, mă uit că nu. De ce suntem toți prinși la furat? Cine? Cine-i prins la furat? Stai că... Pentru că nu suntem agili. De ce suntem toți prinși la furat, chiar și tu în Germania, dar în altă parte mai greu? Te pup, respect. Eu n-am fost prins la furat în Germania. Tocmai că n-am fost prins. Am fost turnat, dar pe alte fapte, nu pe... Dar nu, stai că nu, adică, da, mă rog, la ce... Da. Îi prinde pe ei pe acolo, pe ei, da, poate, domne, poate mai fi colorat. Are azi niște... Ce i-a adus, domne, în pungaia? Nimicul. Nimicul. Da, și cardul, domne, nu te duci cu aia? O să rezolv cu cardul. Dar m-am gândit că pot să fac comandă, să-mi dea conformă și plătesc... Dar poate ți-a furat cardul, domne.
De unde această siguranță pe tine? Asta de la, se trage de la momentul în care am fost în mall și i-ai spus că merge cu geanta deschisă și dispare și o să fure cineva cardul. Victimă sigură în mall. Nu e adevărat că am folosit cardul în Ungaria. Da, dom'le, da, eu pe da, și am fost în mall după Ungaria. Acolo ți l-a furat fraierul. Nu mi-a furat, dom'le, nimic. Pe vezi în bagajele de Ungaria. Ce faci, copil? Bagajele de Ungaria, valiza mea e la Ana. Ai verificat-o pe Aki la buba de la picior? Trebuie să-i fac poză. Măi, omule, dar vezi în ce era îmbrăcată când ai folosit cardul. Aolea, o fi într-un buzunar. Mai bine le povestești de filmul de ieri. De la Cartier sunt. Foarte frumos filmul. Ai fost și tu? Da. Aha. Vă recomand să-l vizionați. Filmul care se numește Libertate. Se Libertate. Numește de Tudor Giurgiu și a fost a avut premiera pe de fapt n-a avut, are pe 6 premiera, pe 6 octombrie. Și este pentru cei mai ales care nu au prins care au revoluția, nu, pentru cei care n-au prins revoluția, atent, dacă vor să vadă Ciprian Belgea. Daniel i-a furat cardul. El este host de buzunare, asta e specialitatea lui. Nu, în timpul liber, e hobby mai mult. E mai mult hobby, nu? Da. Deci te-a găsit, te-a depistat, da. El. Mare talent, Ciprian. Nu știu, da, care dintre noi doi a furat mai multe lucruri în viața asta, da. Victimă, cum merge molul, te întreb specialiștii care se uită pe YouTube și pe asta. Geanta pe spate și desfăcută complet. Victimă 100%. Da, dar n-am căzut victimă. Păi, alo, de câte ori nu ți-am cum... Ce? Mi-a furat mie. Ce mi-a furat mie? Din molița, un magazin... Ți-a furat și geanta, din mașină, chilă, mașină cu tot când ne-am luat cu Tom. Cum nu? Păi atunci mi-a spart geamul. Păi că le lași în aceeași chestie. Păi, era în fața biroului, păi, nu contează dacă ești victimă, dacă ai totul... Nu, asta... nu e aceeași situație. Hai să fim serioși. E aceeași chestie, dom'le, dacă stârnești sau îi dai... Stârnești. Da, îi stârnești talentul de a sparge geamul sau de a te fura. Nu mai prostii, lasă-ne. Nu mai zi ceva inteligent. Că Ciprian nu fură, doar completează, spune Gogoașa. Da, da. Dar nu mai citești pe ăla, că scriu acolo cu rușii, cu... Ba da, am citit și te pe ăla. Ai ceva de muncă, Serghei, pe la tine, pe la Snagov, sunt în Spania și sunt amărât. Nu am. Că n-ai ce să faci aici. Acum este un loc de consum. Ajută pe Nicu, pe Nela, nu știu, scrie acolo, mulți scrie. Dacă a ajutat-o Nicu pe Nadia să fugă din țară. Ție ți este adresată întrebarea. Da, dom'le, da, dar e o chestie care nu prea vreau să discut, că Nadia cu o mănice foarte mare, e foarte tare, a ajuns cea mai mare sportivă asta și toată lumea să ia de chestia asta. Dom'le, ca să vă rămânesc într-o singură chestie, oricine este în preasma unui copil sau asta de demnitate este monitorizat. Nu numai în timpul dictaturii roșii și în aceste așa. Pentru că poți să îi dai în cap, ai boală pe tasul, poți să o sechestrezi, poți să o faci nu știu ce. Dacă era monitorizată, putea să plece din România, asta e singura întrebare mea. La revedere! Nu ne mai adresează-ne o întrebare. Nu sunt. Păi așa e. Te-ai și auto-evaluat după ce ai lansat întrebare. Ce ne poți spune despre garda de fier? Dodo întreabă. Dom'le, cu garda de fier, dar avem voie să vorbim sau nu avem voie să vorbim? Da, domnule, da, da. Deci eu n-am fost de acord cu ce? Ce, da, da sau nu? Da, domnule, da, avem voie să vorbim, doar că nu că instigare cu din asta, ci vorbim din punct de vedere istoric sau o părere pertinentă. Da, o părere așa, cât a fost capitanul, a fost, cum a și pornit așa, a degenerat sub simă. De ce? Pentru că au început cu ce să facă, au început, ăla a mers foarte mult pe mâna lui Adolf și ăsta și au început bătaia aici, cum nu au murit ați oameni, cum au murit intelectuali, cum luăm iar de la capăt. Că toți ăștia partizanii munți au omorât elita. Că toți, că elita a fost băgată, dar elita care a omorât-o aia și acum face aia toate serialele cu partizanii munți, ce bun erau aia, pe cum nu au omorât pe cel mai mare istoric al României, că l-a avut la noi la intelectual, ce era vreun del BD-ul. Cum îl chema? Știi cum îl chema? Iorga? De Iorga zici? Uite-mă că știi el de recu. Ce e garda de fier?
Care gardă de fier? Garda de fier sunt legionarii. Ce părere ai despre scoaterea păcănelelor în afara orașelor? Am vorbit 25.000 de ori. Uitați-vă la începutul pe emisiune și pe asta. Uitați-vă pe YouTube. Și nu cred că le va putea scoate în afara orașului, pentru că va fi o chestie neconstituțională. El la foarte multe vorbește și foarte multe îi se atrage atenția că nu poți, că e neconstituțională. Ca și cu pensiile de speciale și ca și cu toate alea. Vrei să aduc acolo? Nu, domne, că-s pachet de nervi, nu știu de ce. La mișto. Serghei, când dinamităm Brăduțul, scad din curte. Pe la, la tăiat. A fost. S-a dus. Da, lumea s-a plâns că nu l-ai chemat pe Negică să... Domne, l-a chemat pe Tache, care încearcă să facem, să facă, cine cea lui, să facă Tache cu Raula. Dar doamna Peckendorf, v-am spus că o să tăiați bradul la imens, că o să lăsați buștenii acolo. Așa. Care ce facem acum? Suntem zonă forestieră? Ce morți imagine suntem? Ți-am spus că nu o să-i care în viața ta nici tu, nici din ea. Și acum am niște, când vreau să parchez, am niște buturugi imense, că bradul avea vreo 20 de metri înălțime, așa, care sunt acolo. Ce vom face cu ele? Buturugile nu sunt în parcare. Pe, au stricat și spațiul verde, au stricat toată zona. Au stricat zona. Nu era iarbă, că nu mai creștea sub brad de la... Păi tocmai pusese să crească dacă am tăiat brade. Nu pusese nimic. Mai ales tu nu pusese nimic. Lemne de grătar. Și când mai stau pe terasă iarna pe asta, am unde la de făcut focul și... Păi cum să le trebuie că sunt? Da, tu... Unde le-ai văzut? Păi de are diametru atâta. Și cât masa, pe cum le cai? Păi și cu ele încârcă. Uite, vezi că... Păi și cu ce peștul ăla? Cum le duci tu ăla? Cu cine? Angajezi pe cineva. Poftim. Pe cine angajezi? O să rezolvi săptămâna viitoare. Nu mă mai bate la cap. Păi da. Trebuie să angajezi un grup organizat care să le ducă. Da, un grup. Ce că sparg eu buturuși, le bagi pe foc. Păi o persoană nu poate să le care. Nu, domne, lasă-mă. Trebuie o roabă, trebuie ceva, trebuie o chestie de genul ăsta. O ce? O lisă. O lisă? Acum mergem cu lisa prin curte. Mulțumim, Big Rares. Și scările cum le car cu lisa? Ce scări? Ca să ajungă la lac. Păi în lateralul scărilor le pun. Deci... Nu intră lisa printre copa și printre ele. Deci eu zic să-ți vezi de treaba ta. Uite. Totdeauna asta a fost problema ta. Da. Că te bagi pe steanții. Lucrurile care au fost luate din baie de 3 luni și acum zac la mine în dormitor. Coșulețele, în goată mă iau din sa, coșulețe cu Tampax, cu farduri, cu tampoane. N-ai pus totul, n-a pus nimeni totul în sacoșa aia? Nu! Alea le trebuie, să zic că vii, alea sunt aruncate jos, că mă duc să iau o mostră acum. Ia mai tehnina. Sunt puse la jos, la mine, când merg în noaptea, fac slalom, uite, slalom, printre tampoane, am dormitorul de 60 de metri pătrați și merg printre tampoane, printre tampax, printre rimel. Pe acolo, numai mă duc acolo. Mergi cu telefonul, te rog eu sus acum. Hai ca să o facem de căcat. Ia telefonul și filmează. Ce-i face mea, nu? Nu poți să spun ce-i la tine în baie. Păi scrie Olus, mă, Olus, pe ele, toate astea, ce sunt alea? Tu doar nu mi-e bag eu în nas. Ce scrie? Always, always. Always. Mai tai cu foarfeca, că nu mai am avea așa rotunduri din alea. Da, așa? Dischete. Dischete. Foarfeca mi-am pus-o la mine la cuie. Și tai cu foarfeca și când pun spirit îmi țin undeva ca să se usuce pe alea. Și acum mai tai tampoanele lui asta și îmi pun cu alea și tau nască. Da, se umflă ăla să faci. Nu se umflă, care, nu știu, are unii care nu se umflă, că vor fi vechi. Vor fi expirate. Pe nu același caz, de patru luni, că le luați, nu le luați. Dar nu interesează pe nimeni chestiile astea. Breaking news, Serghei a fost atacat de tampoane. Da. Ce bine ți-am făcut. Ce bine ți-am ars. Ești mai prost decât prevede Lina. Ce bine ți-am făcut. Uite-mă și filmează repede, că e acum. Crezi că le ia, ci că Serghei reclamă la Always. Da. Lea, mă, să-i duce. Mâine pe mine. Și le ia. Nu, dar mâine pe mine. Vezi că se uită unul de acolo. Gata, ne contract publicitate, Serghei. Ci că Pampers ceva? Nu știam acolo. Tot felul de pensete. Ți-a pus doamna Cora tampoane peste tot în cameră, că prea ești agitat câteva zile. Nu, domne, că am acolo și obiecte mele. Am vrut să iau și am eu chestia așa, care, ca un rulou cu niște țepi, care cred că își pe ceapă, pe pată. Auzi, cazul punga revine.
Contraatacă. Dar ce e ăla? Că e așa o chestie cu țep care cred că își făcea, bă, față. Nu știu, ce chestie cu țep? Nu știu, bă, cu așa o manetă cu un rotund cu niște țep sau nu știu. Ce cu... M-am înțepat în aia când am vrut să caut obiectele mele. Obiecte? Da. Ce asta? A devenit confuz Daniel. Mă abțin. Am faturi de 50 de ani care sunt uscate. Ele se aruncă normal. Păi și eu știu ce vrei că dacă ți-a luat. Am crezut că s-a rezolvat problema când mi-ai pus în cazul a revenit. Nu, doamne, nu, acolo a ai furat. De ce ai furat sacoșa de acolo ca să nu arătăm? Băi, și după aia mi-a cerut o a doua zi să-și ia că avea și el lucruri acolo. Da, doamne, acolo a pus lucruri care erau în baie. Astea erau pe geam în baie. Mulțumim, Iacob Rares. Pampers, zice toată lumea. Jucării BDSM, zice Sergiu. După aceea, ca să nu încep cu tot scandalul, a luat aia care face așa la baie ca să se înfundă, înțelegi? Așa. Când se înfundă, știu, așa, pompă. O pompă și spray-urile toate alea așa, care le-am căutat, ne mi-a venit spumele. Cine a luat? Cine? Doamna Paulina, care spui că pune totul la loc. Deci acum 2 luni. Mi s-a înfundat dacă n-am căutat toată casa. Unde crezi că erau? La tine. Și spray-urile au rămas. Nu, pe balcon. Sub un brad. Cadou de Crăciun. Pot să merg cu telefonul să arăt că anumite obiecte mai sunt din baie. Un din ăla care spre ce și ce poate face o reconstituire? Da, vezi cu orice. Du-te cu telefonul sus și vezi. Hai, mama, mai termină cu imbecilul. Vezi în mijlocul casei. Așa, să vezi cutiuțele mici. Cutiuțele mici, parcă spune că sunt o grămadă de exact cutii. Exact ca aia care a luat-o de masă și a pus-o sus, a zis că nu mai stă pe masă, că nu mai trebuie. Care și acolo ascunse niște obiecte. Uite, DJ Manu zice lui Serghei, a pus tampoane pe jos, dacă mai cade, să cadă pe moale și dacă se julește, să aibă ce murdării cu sânge. Deci, nu mai au de la capăt. E mai prost decât pe de legea, ți-a mai spus. Dar baia ți-a făcut-o, bară. Da. Da, a făcut-o după o lună jumate cu ghiuveta și a venit un om care mi-a prins ghiuveta și mi-a prins și WC-ul și Nina foarte mândră, puteți să veniți la cap, rog, că de matol nu mai cădeți. Deși e o braznică și am vrut să spun, dacă erați așa deștepți, eu sunt singurul om din România care am apa stângă, apa caldă pe dreapta. Toți au apa caldă pe stânga, eu am pe dreapta. Da, acum ți-a prins... Vasul de WC-ul e în... Acum m-am prins, am luat plasa, m-am dus jos la centrală, pentru că, normal, având toată viața pe stânga și toți pe stânga, așa. Am dat apă caldă, mă curgea și am zis că s-a oprit. Tu foarte inteligent, nu ți-ai dat seama că poate să fie inversat. Nu, aici te înțeleg că și eu mi-am luat apă de la un instalator foarte inteligent. Dar nu se pune pe stânga niciodată. Dar la mine erau și culorile inversate. La mine nu mai sunt culori. Cred. Bine. Că nu e adevărat, ci soacra mea are apă caldă pe dreapta. Păi înseamnă că e ca mie. E chiuveta pe Anglia, zice Radu Albu. Da, e chiuveta pe Anglia, asta e bună, da. Liviu Cătălin și Serghei, ai văzut ce declarație a făcut Tato, a zis că a ajuns milionară fără să fure un leu și că la bătrânețe se axează pe excursii, băutură fină, mâncare bună și amor nu de caritate. Nu pot să mă iau de ea, e pentru numărul că unu. Nu pot să mă iau de ea în acest subiect. Pentru că cunosc oameni când lucra la o anumită firmă, când vreau să mă judec cu ea, în care hai să ne vedem de treabă. Deci... Uite, Cătălin zice, ne-e dor de bulzul lui capră. Dom'le, putem să luăm pe capră, dar ați văzut cum s-au urcat ăștia împrăștiați cu bulzul lui capră? I-au omorât cu bulzul, da. I-au omorât, putem să facem, mamă, dar e frig afară. Dacă ne face capră grătar aici, cred că nu mai stăm. O să mergem la Tom Club. Da. Că Tom Club face cu tăvilea și vine cu mânușa aia mare, pune băma, o eleganță de servire. Da. Alin Petcu zice, Serghei, lasă cazul ăsta cu tampoanele, mai bine sună pe Leta, așa, fără motiv. Leta, cea suiat ea să facă o urare și da. S-a enervat. Am bat pula în emisiunea ta. Doamne, femeia a fost sinceră. Și că Daniel e în cadă sau de unde nu, se aude? Nu, la valier atunci când... Da. Ia, Serghei, când vedem un vlog cu tine la pește? Când mergem la pește? Mm-hmm. Luăm și pe bobiță. Da, asta trebuie să facem. Da. Este că citește el. Păi scrie acolo tot. Ce Uniunea URSS, un nou ordine mondială. A fost odată de mult.
Uite, lumea râde pariuri. A fost Nicu să o părăsească pe Donca. Nu mai trebuie, nu citim nimic. Și pe aceea lumea citim. Da. De ce a părăsit-o Nicu pe Donca? Datorită da, mă, părinților lui, da. Păi știi ce nu citesc? Mai mi-ai zis și data trecută și te trimiteau aia la pușcărie. Că ce? Pe TikTok. Și domnule, citește-mi de pe TikTok. Și te trimiteau la pușcărie. Și la pușcărie foarte bine. Bună, de Marius Bucureșteanu, ce știe Dumnezeu să-l ierte? Marius Bucureșteanu, nu știu, nu știu nimic. Nu, nu știu cine e. A fost forțat Nicu să o părăsească pe Donca? Da. 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 Te pup tata Serghei, Mihai Nistor. În Anglia apa caldă e pe dreapta. Păi da, eu sunt în... Cred că acum s-a dus în furele. Să mă duc să văd dacă le frăt? Domne, deci Migdale a declarat și pe TikTok că este supărat pe tine. Nu, minciună. Dar n-a vrut să intre, că atunci când am făcut emisiunile alea, alo, le-am invitat. Bă, dar n-ai răbdare puțin când îți spun să termin. S-a închis tot șucărul. Ce s-a închis? Îl sun pe Migdale live? Nu! Pe încă îl sun. Da. Ia uite. Migdale. Tare Migdale, domnule, cum s-a întâmplat nimic? Domnule, plecăm pe 7. Ia să văd, trebuie să mă uit pe foaia asta, că trebuie să dau un răspuns lui Migdal. Dacă mergem pe 7, că ne-a invitat unul, nu știu ce oraș. 7. Pe 7 ești la Cluj. La Cluj, în Apoca. Pe 7 ce? Care nu știu, trebuie să vorbesc cu el. Trebuie iar să faceți voi niște planuri și niciunul nu știe ce lună, ce an. Ce an și toate astea, da. Vorba aia, am uitat noi o mănăstire. Biserică. Da. Și de unde știi că e Amigdale, bă? A zis cineva aici. Acum e la Amigdale, nu? Da, e acum live, cica. A, cu altă emisiune, nu cu mine? Acolo, e la el, acolo, la, pe TikTok. Păi cum să-i spun? Dacă nu se uită la mine, cum să-i spun? Păi intre cineva care e aici pe TikTok pe chat să-i spună. Deci am împăcat, m-a sunat, nu s-a fi întâmplat nimic. A, deci n-a mai zis nimic de... A încercat el, bă, bulangiule, păi bă, ești bulă, dacă am fost așa, 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 păi dom'le că n-am știut, păi ți-am spus de ce nimic ori și la telefon și pe TikTok și pe toate, dar mă cert eu cu Migdală. Mulțumim, Alexandru Grigoraș sau Alexandra Grigoraș. De ce cazurile doi mai și Crevedia sunt reduse la tăcere? Dar nu se duce la tăcere dacă vă uitați pe posturile de nișe politice. Azi toată ziua s-a dezbătut cazul Crevedia și cazul 2 mai. La cazul 2 mai doar l-am văzut pe tasul ăla că a fugit și l-a arătat acum cu niște chestii. Și la cazul Crevedia azi au avut proces să iasă e acolo. Vezi că ai o pungă în frigider? Ce mi-a scris? Mie mi-a scris că e telefonul meu. Ce urmărește el acolo? O pungă în frigider cu ce? Probabil cu mâncare. Păi câtă mâncare îți cumpără? Îți dau două serii. Mai dă-mi odată link-ul la memorie. Link-ul de la, îl găsesc eu, la conversația noastră. Da, imediat. Da, că-l găsesc, cred că-l găsesc și conversația cu ea. Dar ce ți-a luat mâncare? Iau două serii ți-a luat. Nu știu, că nu am văzut punga, de aceea mi-a scris. Te pup, Serghei, Sandu sunt. Care Sandu cunoaște? Mă, mie e Sandu. Ce vorbeam, domne, că m-a întrerupt? Da, nu mai știu. Care cu cazul 2 mai și Crevedia. Așa, și cazul acolo și au avut proces ca să iasă să fie judecați în libertate ăia cu Crevedia. Au venit oamenii, au demonstrat acolo și acolo că nu le-a dat bani și care le-a dat alea. Ei le-au oferit o sumă și ăștia au zis că au costat sute de mii casele care le-au avut și că se-i despăgubească. Cunoști pe cineva la Târgoviște? Da. Mai multe persoane, inclusiv pe celebrul Andrei Călinescu. Da. Serghei, îți place Metallica? Mm. Eu sunt rocker din ăla cu elții. Domnule Mizil, este adevărat că ați fost foarte aproape de Nicu Ceaușescu?
foarte aproape, într-un fel chiar rude. Deci am stat vreo 15 ani împreună. Domnule Mizil, credeți că o să avem vreodată comunismul înapoi? Nu, pentru că comunismul a fost o chestie care nu a căzut în România, că nu am fost noi șmecheri, a căzut în toată lumea. Dacă nu cădea în toată lumea și rușii nu erau de acord să-l închidă, nu îl închideau nici acum. Nici în China, la ora actuală, nu mai există comunism. E un fel de amestec între comunism și capitalism care, bă, că le dă roade din punct de vedere economic. Singurul loc unde mai e comunist este în Coreea, care este izolată complet de absolut toată lumea. Și acolo este un dement care conduce și care face... Nu se poate ce aia. N-are cum să vină la noi, suntem în mijlocul Europei. Middle of... Ce? Cine scrie? DJ Manocică, cred că ți-a pus apa caldă pe invers. Consumai prea mult la gaze și așa te mai speli cu apă rece și vine factura mai mică. Ce tăcut e Daniel, nu, spune Ciprian. Mă uitam, am intrat expres să văd. Bineînțeles că ăla nu mai era în stoc. Ce? Hardiscul ăla extern pe care îl dăduse în ștoc. A, nu cred. Da, am vrut să mă uit, să fiu sigur și bineînțeles că nu mai era. Dar am găsit alt alternator. Foarte okay. Bine. Da. Serghei, crezi că Simion este finanțat de ruși sau că AUR a fost creat de servicii ca să sperie lumea să voteze tot cu candidatul lor? Sub nicio formă nu e finanțat de ruși. Dacă Freddy o ardea pe strada Covaci, te întreabă Luci Vinț. Freddy Piticu? Freddy le Pitic. Nu mai pe strada Covaci, ardeam peste tot cu domnul Freddy Piticu. Marian Ges spune și cu Raul, trebuie să vă împăcați. Nu. Cu Freddy am făcut cea mai tare contrabandă din istoria contrabandelor. Ce părere ai despre Cuba? Dumnezeu, este o chestie foarte interesantă și trebuie să merg să o văd, pentru că am înțeles că e chiar foarte, foarte... A, deci n-ai fost? Nu. Păi, cine, nu, păi nu știu, nu, credeam că poate cu tatăl tău într-o dână asta ai fost. Ți-am explicat de 5 ori că am fost într-o singură chestie care mi-am luat nicăieri. A fost într-una singură și aia. Unde am făcut de căcat 24-24. Ai fost în mai multe, domne, și când ai patinat și când ai fost la acea seară. Era aceeași. Din păcate pentru tata. Într-o singură țară am făcut pe toate și două țări, practic. Am fost puțin în Iugoslavia și în Polonia, unde așa, și după aia mi-a dat cu aparatul în cap și s-a încheiat de plasările. Da, și eu am zis că vreau să... Da. Doar că e mult de zburat. Asta e. Aia mă umoare. Marian Chiosa zice să merg la el în Cancun, că stă acolo, să stau de acolo, că de acolo fac o jumătate de oră până în Cuba. Care prieteni mulți acolo cu șprițuri, cu astea, cu astea. Dar și până la Marian, până în Cancun, fac de vomit. Păi da, dar oricum în Cuba, din câte am înțeles, cam adică trebuie să ieși cu escortă, cu alea, cu alea, că nu prea să... Nu, are el cunoștințe multe acolo și știe toate manevrele. Cuba nu? Eu așa am înțeles. Nu, cred că nu. Tu ai fost? Nu, n-am fost nici eu și eu aș vrea să merg. Păi n-ai mers vaporele tale? Nu, nu aveam, n-aveau voie în Cuba la momentul respectiv. Acum s-a... Ce părere aveți despre cazul Covaci Valer, polițistul care a fost dat afară că a fost prea corect? Te întreabă Telemach. Nu știu. E unul pe YouTube, era aparent, nu știam că l-au dat afară, polițist, asta explica el cum făcea, cum era corect. Da, mă rog, tu știi foarte bine care e părerea mea cu polițiștii care apar pe YouTube și chestii de genul ăsta. Da, și așa. Dar văd că acolo scrie mea cu Fidel Castro și ăsta e unul boss care ne scrie cu resesura de nebunește. Da, spun... Ai scris cu comunismul, da. Nu. Nu. Răspunsul este nu. Dar n-are cum, le-am explicat de un milion de ori și nu știu, dar bine, poate ce să trebuie să zic aici, fac o tâmpenie, că poate sunt oameni care nu s-au uitat până acum. Domne, punct, că de asta mă iau de premier, că e preș și credeam că e mai cu așa. Deci n-are cum să mai vină toate bunurile României, în afară de două care le mai știe colegul meu de platou, care tot mă omoară cu ele, toate sale străinilor, cum să mai vină? Pe cum mergem noi să le luăm la americani gazul? Petromidia și cea mai mare resursă de gaz din Marea Neagră. Cum îi luăm? În gură. În gură. Cum mergem la nemți să le luăm înapoi cimentul și alea? Cum? În gură.
Cum le luna francezi ăștia ce au curentul sau gazul? Gazul. Gazul, gazul. Gazul. Că eu aici am gaz de la Fransud, n-am gaz de la Bumbești, Livezeni, nu, sau Moara Vlăsiei, sau să vi-o dau la muie. Da? Cum luăm noi de la italieni curentul? Cum luăm băncile? Că mai avem și o bancă, toate băncile sunt doice. Cum luăm petrolul de la austrieci? Ca austriecii să pișe pe noi, nu e nevoie nici măcar să aderăm la Mengen, Hengen, Bengen, Lengen. Cum să mai vină ea și ce fac ăștia? O să zică, da mă, veniți că vi le dăm. Vine la Serghei acum cu doi partizani, bă, dați-ne bunule. Cum să le mai e? Nu mai e nimic al nostru. Nici măcar nu mai avem armată. Să zice că vine unul care ar suci armata, cum se întâmplă țările americane, nu mai vine cât un general ăsta cu o huntă militară care dă lovitură de stat. Cu ce se întâmplă? Deci vine unul bă, care convinge armata română să-i dăm jos să facem comunism. Armata română e făcută din trei bășini care sunt la televizor pensionari, care mi explică mie cum câștigă Zelenski în continuu și l-a bătut ăștia de la sonata pe-n cap. Și restul armata desfințată. Cum o luăm? Cum să vină comunismul? Noi suntem apărați de NATO, de americani, da? S-a dus președintele nostru, Carl Bernus Iohannis, și l-a rugat pe Biden. Nu știu dacă Biden a înțeles sau a reținut ce l-a rugat. Să ne trimită mai multe trupe, mai multe avioane, să ne întărească flancul estic. Ăla cred că a dat din cap și ăsta pe drum și-o zis, bă, o fi înțeles, nu o fi înțeles. Sunt convins că nici ăla, nici ăla n-a înțeles nimic. Pentru că vă explic de ce. Unul vorba în engleză, unul în germană. Cine să mai vină? Cum să faci să vină comunismul? Ca să vină comunismul trebuie să vină unul să dacă erau bunurile noastre când au venit comuniști, când au venit, dar comuniștii nu au venit că au fost tari. Comuniștii au venit că ne-au trădat americanii, englezii și cu ăsta și cu Franța. Înțelegi când s-a împărțit bunurile în al doilea război mondial, a zis ăștia rămân la ruși și ne facem comuniști, ăștia merg în partea în altă. Și atunci au avut posibilitatea, dar nu le-au luat bunurile lor. I-au luat bunurile malaxale, nu știu, la industria și români, nu? Și dacă nu citiți istorie, n-a venit un comunist să zică, bă, vă bat eu și vă iau. Ei au zis, veniți voi. Gata, punct. Uite, Adi Crășmaru ne salută din Cuba. Foarte bine, dar ce facem în Cuba și cum se termină? Ciprian zice, am prieteni în Cuba cu resorturi, dar e scump biletul de avion. Da. E vreo 2000 de dolari. Iare, n-auzi, domne, că iare al meu Marian care stă în Cancun și că face jumătate de oră din Cancun în Cuba. Da, domne, dar biletul de avion tot prețul ăla e, adică... Păi mă duc în Cancun și stau acolo. Păi și în Cancun păi, o fi vreo 200 de euro. Mă duc în Cancun, Marian are vilă mare asta, adică mă duc, stau o lună, două, cu ține da, la el, nu mă duc corect. O zi, două, trei, că da, mă put. O iei și pe Ana și faceți live-uri în Cuba. Și nu pe asta, că mi-a ascuns să... Fugim. Așa, dacă mergi, faceți live-uri de acolo, din Cuba. Du-te, vezi, dacă mă iau un coșuleț, că este chiar pe jos, în față la vitrina aia. În față la vitrina? Deci cum intri așa, e peretele meu ca să dă așa, e în față, e bicicleta așa, mă, așa, cu obiecte. Și un coș e pe jos și unul e pe rafturile aia. Mici, îl vezi pe jos, singurul coș pe jos. Și pe lângă asta, la ce ziceai tu cu resursele și cu astea, pe lângă asta, austriecii, nu știu dacă ai văzut, ne mai dau și în judecată cu revedențele. Păi ne dau în judecată, bineînțeles. Și vor câștiga. Normal. Nu? Adică cum să mai vină când vezi că azi, ieri a venit FNI-ul, l-a certat pe al nostru care a zis că pune oameni români, mai români și astea, și a zis nu faceți așa, nu faceți așa, că ați îmbulinat-o. Da. Și în primul rând, că cum să mai ne ia comuniștii, că asta am vrut să vedem la sfârșit finalul, când noi avem să dăm Occidentului miliarde. Da. Păi te lasă ăia ca să nu mai dăm miliardele. Cine? Gojira. A. Da, tată. Bună. A, nu-i mic. Da. E foarte bine. Eram la mine emisiune, dar nu contează. Da. Și ce? Am văzut filmul foarte bun, foarte bine făcut, bine, dar bugete mare, că nu poți face așa film. Și e primul film care văd așa cu împușcăturile cu alea, zici că e film adevărat, e nu cu stare. Și este reală, 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 reală și chiar el a mai romant, adică acum a mai ajutat-o puțin, că ei au fost varză făcut acolo și a fost tare Giugiu că la sfârșit a luat cuvântul și a spus că, ăla, cum îl chema, că mi-am scapă, ăla de la Sibiu, Dragomir,
așa și cu soldații care au tras, i-au plimbat ăștia prin procese, a fost înaintat în grad și s-a închis toată treaba. Și are vreo câteva 90, 100 și ceva de morți. În afară de civilii care s-au împușcat între ei. Și isteria, și a prins foarte bine, a prins foarte bine isteria care era atunci și manipularea făcută de leprele aia de la televizor din București, înțelegi, cu otrăveri, că se trage, că au venit aia, că, că și acum sunt ăștia și mă întreabă că dacă intrau rușii la Revoluție, că îi mințeai, că vin elicopterele, că sunt toate, la toate vrăjelile alea. Pentru că au făcut tot ce mai mare mizerie acolo, pentru că au avut nevoie de, fiind Nico acolo, ei au vrut să facă, au dat ordin la armată să facă toată aia ca să scoată teroriști. Adică zic că ăștia, au avut teroriști, Nicu și cu ăștia care i-au apărat și au făcut. De-aia au făcut în Sibiu toată măgăria, că Nicu era prin secretar acolo. Ai înțeles? Da. Și respecte... Nu. Aia nu știu, da. Da, nu, nu. Asta a fost. Filmul respectă și foarte, foarte bine făcut. Bine, dar ai văzut câți oameni a avut la aia, pe, a avut la machiaj, cât am avut noi la filmul nostru toată lumea. Bine, și n-aveai cum să machiezi pe sute de oameni acolo, pe toți. Și multă lume. Da. Da, toți. Da. Și cu Zin joacă perfect. Da. Nu, și bine, dar ai văzut ce brigadă a avut în spate de oameni la sunet, la regia, adică a umplut o sală numai de oameni care au lucrat la filmul ăsta. Dar nu contează, e important cum este filmul, nu? Da. Eu zic că o să aibă puțin așa, pentru că reiese exact ce așa că spune unul din canal de acolo, că acolo a tras armata și eu știu exact din perioada respectivă că au tras în combinezoane negre. Și spune unul, pe combinezoane negre au tanchiști. Deci că aia au tras de sus, din trăgeau din aerea, cum are Sibiu, lucarnele aia, dar acolo au început să tragă. Ți-am povestit înainte să merg la film. Deci... Și a respectat toate treburile astea, deși oricum lor nu le convine chestia că a tras armata și că ea de la televizor au instigat la toată chestia asta. Lumea îl cere pe speaker. Pe n-am cum să dau pozirea pe speaker, că nu știu să dau pe speaker. Ana, dă-i tu pe speaker. Hai! Te sun eu când termin, da. Te sun eu când termin. Da, între 1500 de euro și 2700 de euro bilet dus întors. Da, și că YouTube-ul care niște distribuitori cum regionali, dacă semnezi cu ăștia te împinge, te fac nu știu ce de asta. Da. În România sunt vreo 6. Da. 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 Dacă se mete, scapă de multe bilete, da. Bine, vorbim, sunt curios când pui ăla, cum ce impact avem, că nu l-ai pus, am crezut că aluni îl pun. Dacă mă întreabă lumea și pe mine aici, când îl punem? Da, să-mi spui și mie, că mă întreabă lumea, că am zis că am fost la tine și mă întreabă pe live și acum când îl difuzezi. Să-mi spui ca să-l punem. Bine, tată. Bine. Bine. Pa, pa, pa. Deci ai înțeles ce ai zis? Și că el e cu cel mai mare. Da, domnule. Lumea întreabă despre ce film vorbeați. Domnule, am spus, vorbeam despre filmul Libertatea. Da, e acolo coșulețul. Și nu am dreptate că e cu alea, deci nu l-am luat. Ai văzut? Nu l-am luat, da. Deci, un zbor până în Cuba e undeva între 1500 de euro și 2700 de euro. Cam s-a dus întors. Dus întorsule. Bine, asta acum, că dacă ți-ai pentru peste un an. Și la Cancun? La Cancun. Cam tot la căutăm fel. Acum. Ar trebui să fie. Da, cam în aceeași marjă. Vedeți? Mai puțin. Maxim $100 ar trebui să fie. Minim.
Minus. Nu mai mult. Adică mai începe mult? De la 1100 de euro și celălalt începe de la 1600 de euro. Bine, oricum e nasol să stai, cât e, 12 ore? Asta 12 ore, da. Să stai 12 poți să-ți ore? Poți să-ți iei din ăla, să dormi. Dar nu, ce să-ți iei pe tren să dormi? Nu pe tren, domne, că o să mă ieși cu telefonul. Pe avion, scuză-mă. Că tu nu ești, nu, că tu, pe tren tu ești ancorat cușetă. În realitate, domne. Da, pe tren ai cușetă, pe avion ce să-ți iei? First class ce să-ți iei să dormi? Toate avioanele astea care așa, îți dai scaunul pe spate și dormi. Da, la prima clasă. Și astea. Nu, și peste tot. Mi-am luat o pălărie pentru că am spus chestia asta. Și toți cum vine, cum vine și doamna... Te poți la Turkish Airlines să-ți iei să dormi. Și, și doamna Mădălina, care i-am luat, avem medicamente, nu știu cum se numesc astea, își ia unul și dorme până și la acolo. Economic își dă scaunul așa pe spate și îți doarme? La toate astea care sunt 12 ore, cred că la toate dai scaunul pe spate. Da, te invit eu să-ți iei tu scaunul și să-ți dai tu pe spate. Pe vremea mea așa era, îți dea pătură, îți dea ochelari din aia. Dom'le, pătură îți dă, ochelari îți dă, ăla de gât e contracost, căști îți dă gratis. Dar în momentul în care te-ai dat scaunul pe spate și așa, păi te-ai dus pe ăla din spatele tău, îți dă ăla pumni în scaunul ăla și picioare de nu poți să dormi. Bine, mă culc în picioare. Dorm așa pe scaun. Hai, tu și deci cai. Singura chestie mai ok e dacă îți iei economy business, care e mai scumpă cu vreo 100 de euro și ai scaunul într-adevăr mai mare, cu un loc mai mult. Ce magie, mi-ai economy business. Da, să dormi, îți iei prima clasă. Uite, G zice, da, toate transatlanticele te lasă. Am fost eu în august, toți dormeam cu scaunul maxim. Eu așa știu, eu când am mers, așa era. Da, nu știu, Air Canada nu... Dacă îl dai, îl deci eu cu toate transatlanticurile, toată lumea putea să dea scaunul. Eu ți-am spus, uite, bine că îmi dă unul. Da, foarte. Eu ți-am spus ce am pățit eu. Că doar se rabatează pe spate. Exact, doar se rabatează pe spate. Păi da. Așa am văzut eu la avionul meu când am mers, acum că tu zici. Se rabatează și astea din se rabatează. Poate tu ai mers la cală. La câți bani ai dat? Sau te-a legat? N-am plătit eu. Ultimul scaun. N-am plătit eu. Dar cine a plătit? Compania care te-a dus fiind un amărât de din ăsta de unde de zi-mă, de unde lucrează? IT-ist, nu mai știu ăștia unde corporatist. Sunt. De corporatist, mă dă la mișto acolo. Logic. Mai citești pe TikTok și pe alea. Cred că Gojira e în această situație ca tine cu Raul, Serghei. Adică? N-am înțeles. Oficial certat. Cu cine dracu? La mișto. Dar ai înțeles ce a zis? Și că am mers la cușetă. Da. Vorbim după. Bine. Și că o fi mers la minus economic. Da. El a mers, cred că s-a dus pe jos. Ne scrie la prima oară că a mers cu trenul. Eu cred că n-a fost nicăieri și că minte. Și de fapt visa. Da. 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 Ce firmă de ochelari pentru șmecher recomandă Serghei? Ăștia mii sunt, ce sunt? Cartier. Cartier. Dar numai, doamna... Litoral, nu mai e. Litoral. Nu litoral. N-am mai zis nimic. Cred că ora a dormit, ori a tăiat curentul. Că am spus la 10:30, lumioara se taie curentul. Da. Ce părere ai despre cazul Pascu? Dom'le, o nenorocire, o cretinitate, o imbecilitate, pentru ambele tabere, adică ăla va fi un om distrus. Va petrece mulți ani în pușcărie pentru că, în primul rând, și că merită, în al doilea rând, e și un context și la ceea ce a făcut și el se vai de capul lor cu copiii amorți, cu toate astea și toate astea. Deci o tragedie și asta pornește de la consumul de droguri care am fost în continuu împotriva acestui flagel. Mamă, m-a spus după asta flagelul să n-am parte. Din Târgoviște ai amintiri? De lângă Târgoviște. Am amintiri că acolo era albanezul zis Dan Alban. Și acolo mergeam la el. Era pe lângă Târgoviște, nu știu, Moțăței sau Moțățeni, nu mai țin minte. N-a fost vina părinților lui Pascu? Este foarte complicată chestia asta. Am discutat-o acolo, cunosc foarte multe cazuri în care părinții au încercat să facă absolut o groază de chestii și nu s-a putut. Te salută frații Cercei din Tarragona. Și cine este? Întreb frații Cercei din Tarragona. Poți să închizi ușa Tarragona, că s-a mai dus. Moțăieni. Și m-a spus Moțăței, e? Da. Moțăieni. Moțăței era cu ceva, Iulia ne zicea. Cu... A, Iulia era din Moțăței, da. Unde a născut întâmplător. La ocazie. A născut la ocazie, da.
Albanezul era din Moțăieli pe drum spre Sinaia. Nu, domne, era acolo pe lângă Târgu Nu. Acolo era albanezul. Poți să închizi, Daniele, ușa. A mai fost cineva din sectorul 5 căutat de poliție să se prezinte la unitatea de sector unde a fost încorporat în armată? Cine a fost încorporat în armată? Eu? Deci a mai fost cineva din sectorul 5 căutat de poliție să se prezinte la unitatea de sector unde a fost încorporat în armată? Tu nu înțeleg. De ce râzi? Prima oară ai întrebat eu, păi te caută pe tine poliția din sectorul 5. Pe care a fost încorporat ca mine în armată. Păi și tu stai în sectorul 5. Nu. Păi nu, și atunci de ce să te caută? Și cine a fost încorporat? Păi nu știu. Filipe, bă. Filipe? Da, Marin Cumnată. L-am pus acolo pe Filipe, care are două portocale, sau știu, două capete care râd. Cine e Dorel? Nu știu. A. Da. Ce? Acum am văzut. Un om foarte pregătit, are și o ureche fină. Zi-mă, Dorel, ce a zis ca să-l de. Da, să, domne, te iei cu toți. Zi, domne. Da, să-i, domne. Da, bă, dar e dracu, sunteți, mă. Da. Dorel ăsta e bun, dacă nu vreți să știți. Și că la capre e mai ieftin de lume ăsta de Cancun. Da, dar la capră trebuie să o închidem. La capră facem aici să-l atom cu el, pentru că nu mai putem sta afară acum. E prea frig. E, pune și el două panouri de la radiante acolo și aia e. Ce părere ai despre tânărul ucis de 5 milițieni? Dom'le, mi se pare îngrozitor și v-am spus că urmăresc. Eu am senzația că și aici m-am certat că nu există, că nu suntem un stat de drept și un stat democratic. N-ați urmărit filmele, pentru filmările care sunt pălviu, adică nu poate să spună absolut nimic. Eu n-am văzut atâta nepăsare la niște oameni când un om este agonizează și pe moarte. L-ai văzut sau nu? Ăia stăteau, râdeau, se jucau, fumau în primul rând, și problema lor era de vreo jumătate de oră, nu să dar măcar să-l întorci pe ăla sau să-l pui pe o parte, mă. Ăla horcăia acolo. Da, mă, s-auzea pe filmare. S-auzea, dar înghițea sângele. Da. Și toate alea, așa, și problema lor era CNP-ul aia, care nu putea să-i lea după aia, care aia n-avea niciun rol. Și cea mai tare chestie care am văzut-o, Doamne ferește, în viața mea, și ăștia nu vor să-i ancheteze, ăia de la Smurt, mă, oamenii lui acest Arafat, acest... N-avem voie să-i nimic în rău. Nu, da. Acest băiat inteligent. Da. Ei au venit, în loc să-l întoarcă, să-l facă, s-au luat la țigări, fumau, s-au uitat la ăla cu mormă. A adus o targă de care... A adus targa după un sfert de oră. Stai, nu, mă. Dar era aia de ridicat, nu era aia cu roții. Bă, dar are importanță. Bă, nu, bă, când vii, îi dai primul ajutor. Că ăsta știu că zic, băi, ia mă enervezi acum. Smurtul da. Dă primul ajutor. Nu stă ce fumează și nu întreabă pe aia, dar ce a avut, de ce? În primul rând că nu a scos cătușele, l-a dus, l-a pus și în spital. Pe spate cu cătușele și cu fața în jos, adică, băi, cum să fii, fumau 7 persoane în jurul ăla, murea și se uită, mă, la, băi, a făcut asul ăla varză, nene, a intrat pe post, i-a făcut varză, nene, sau aseară. Aseară a fost cu Ciutacu, dacă nu mă știu. Dar a intrat taică-su, i-a înjurat pe aia, a făcut criminali, bestii. Mă, da, bă, nu trebuie să fii nici polițai, nici bracardieri, nici doctor. Om, bă, și chestia care o pot să spun acum, care nu i-am înțeles pe polițaia în viața mea, că nu știu dacă au vrut, n-au vrut, că nu pot, nu sunt eu justiția asta. Bă, dacă ai văzut că nu-ți vine mașina în 20 de minute, că ai văzut că au chemat o mașină și când au văzut cu mine, bă, încercați și voi la Smurt. Da. Așa? Îl iei, mă, mașină și îl duci la primul spital, mă, și s-a terminat povestea, mă. Da. Tu știi că noi dacă avem un accident și nu luăm pe ăla așa, avem agravantă. Știu. Da, știu. Deci n-am înțeles ce a fost acolo. E o mare enigmă, dar băi, că dacă se comportă... De unde s-a întâmplat asta? București. În București, în Cotroceni. La... În Cotroceni. Da, în Cotroceni. În cartierul, cartierul unde are rezidența Klaus Werner Iohannis. Da, parcă pe Matache, dacă nu mai știu. Care zic că suntem o țară de, educată și de civilizată. Da, nu, a fost... și după ce l-au bătut pe ăla de la omorât de ăla, se chinea să respire, problema lor erau că ei nu aveau șervețele, umede se șteargă pe mâini. Ei! Și pe față! Da. Pe ei când au dat cu spray-ul, le-a venit în față. Da, așa și cu aia. Bine, prima oară când l-am găsit spray-ul... Și a pornit de la ce? Adică ce făcea tânărul respectiv? Dom'le, tânărul respectiv era drogat și avea un comportament haotic. Înțeleg. Adică da. Sărea pe mașini, se dezbrăca, dar...
un deștept un avocat la televizor, că a zis, dom'le, dar omul nu era violent cu lumea. Da, trebuia să pentru că, spun de ce, pentru că trecea lumea pe lângă el și nu se fereau sau nu fugeau. Adică n-avea, el avea treabă să le ia el în cap, nu știu, nebunia lui, în cocktailurile astea nenorocite care sunt și toate medicamentele astea. S-a văzut și pe camerele alea că a trecut pe lângă mai multe persoane și nu le-a băgat în seamă, doar s-a aruncat pe mașini, s-a din astea atât. Da. Da, băi, să da, în fine, ceva, nu știu, asta arată nivelul... Dezumanizare. Da, nu, și nivelul unde a ajuns această țară, nene, care suntem, avem pretenții că suntem în Europa, pe când văd de acum, să mai primească în Schengen, mă, când văd așa ceva, mă, că ți-aș gura. Da. Da, nu știu, e... Am văzut. Bine, mie mi s-a părut că era pe la al sindicaliștilor, am uitat cum îl cheamă, la Ciutacu. Și tot încerca să o dea, să o scoată, să... Păi încercau pentru că, în primul rând, că nu aveau aparatele deschise, trebuia să le aparate deschise. Da. Primul rând au zis că nu au niciun aparat, acum au scos un aparat. Mm-hmm. După aceea șeful ăla care anchetează cazul n-a vrut să-i cheme pe brancardieri să-i ancheteze ce s-a întâmplat. Că brancardieri și mai bani, bine, fumam, ăla să juca, aia să juca pe aparat, ăla tot o chema pe aia lui că să-și dea CNP-ul, aia nu știa, aia era cum e Cora cu cardul. Poate o prindă ăștia și dă și 11 nas. Da. Nu, e nasol rău de tot, e un caz. Da, e un caz îngrozitor și bă, totuși și fii atent că omul nu era boscheta și asta, știi nu, că era IT-s ca tine. Nu știu, nu, chiar nu m-a interesat ce păi, și cum. Vezi să mă ajut și mea ta așa să alegi să-ți dea ăștia câteva tonfe. Vin pe aici, pe la Plăsnagov. Da, adică omul era IT-ist și că era foarte bun. L-a părăsit nevasta și nu și-a mai văzut copilul. Și atunci a avut căderile astea, dar eu cred că el își făcea acel cocktail nenorocit care și-l fac toți acum, care e moda asta, pentru că acele, îți explic eu, nu trebuie să spun, că nu știi, aceste medicamente să găsesc, ți le dă orice doctor ăsta la farmacie, orice ăsta cu boli psihice. Că și la pârnaie, dacă zici că ești, că ești consumator, îți dă nu știu cum se numesc, nu are nicio importanță asta, așa. Și care orice farmacist și sunt o groază de rețele astea care le scot, le pisează da, și le-a creierii, nene. Da. Că un amestec de 3-4, nu știu, nici nu vreau să știu, nici vreau să mă amestec, nici vreau să amestec. Da. Filmăm, domne, cutiile de sus? Ce să filmăm? Tu uite, domnule, potoliște-le. Să o dăm în gât? S-a opticat? O întrebare, dacă se poate, ce știe domnul Serghei despre firma de pază Argus și petrecerile cu circuit închis ce le ținea această firmă în clădirea fostului CC la începutul anilor 90? Nu cunosc. Deci moartea clarifică. Au venit la mine pe stradă niște milițieni care au vrut să luăm la cunoștință prin semnătură, să ne prezentăm la unitatea militară de care aparținem. Sectorul 5, salaj. A, deci ăștia sunt militari din ăștia care sunt bătrâni și îi cheamă, da. Dacă sunteți ofițeri, dacă ați aveți facultate, din nu știu câți ani trebuie să mergi ca să stai la câteva cursuri să te gradeze. La mine fiind cazul, eu făcând facultate, dar eu ieșind soldat neinstruit. De ce râzi, domne? Da, domnule, că eu sunt soldat neinstruit. Da, domnule, da, te cred. Uite, ne zice Varlam, este alt caz, niște pensionari bătuți și torturați repede acum pe România TV. L-am văzut și pe ăștia. Știu și acest caz. Și ce părere ai despre acest caz? O imbecilitate, cred că vorba lui unul, cred că erau de etnie româncă. L-a bătut și pe ăla, era amator. Și după aia a venit unul care a tras și l-a ținut 3 ore legate de o bancă și nu i-a dat drumul. Că... Dar niște idioți, niște imbecili, nu? Erau droguri în comunism? Nu. Nu. Am zis nu. Păi și nu mai știi nimic, de-aia fac așa. Este treabă de înrolări. Zice Alex. Păi dacă nu... armata nu mai e obligatorie, nu poate să fie așa ceva. Deci în clipa când armata nu mai este obligatorie, nu poate să vină să te oblige să mergi în armata. Deci e o chestie care nu... Da.
Bine, este suspendată din obligativitate. Este suspendată deocamdată. Dar ca să îi înroleze cu japca, trebuie să dea, să dea înapoi cum era. Dom'le, la terminarea facultății sau la vârsta de 18 ani, ai un an armată. Da. Deci nu mai există. Deci nu poate să incorporeze cum am incorporat pe mine cu japca și m-am dus în patru și că nu mai există legea. Da. Deci eu dacă vreau, fac armată, dacă vreau, nu fac. Bine, legea există, dar e suspendată. Nu mai suspendată, nu începe asta. E suspendată. Păi dacă nu suspendă, are efecte. Păi ea nu există, e că nu există. Nu? Hai mă, nu, păi acum, mamă, băi, Patapievici, potolește-te. E sus, deci e suspendată, nu e gata, nu e, pe dar nu mai avem armată. Că eu zic că era bine să facă tine armata. Nu cum am făcut la 14 ani. Pentru că, în primul rând, te obișnuia cu niște chestii, cu o disciplină, cu o chestie și plus dacă era ceva, știi să faci ceva. Acum, cu cine luptăm? Eu nu pot să lupt că sunt soldat neinstruit. Eu, care singur care aș vrea să lupt, nu pot. Da. Asta este. Dar te înarmezi. Iei barca, uite, pe tine poate să te pună pe bărci din astea. Să n-am voie că sunt soldat neinstruit. Ai, cazul excepție. Forță majoră, te bag. Păi dacă am făcut la batonul și bine, noi nu avem voie, că nu avem voie să cunoaștem secretele militare. Lasă, domnule, îți dă o armă în mână și te trimite în față. Ca să dea o armă în mână, trebuie să fii instruit să tragi cu arma aia. E ignorant din punct de vedere militar. Păi da, domnule, când faci armata, înveți să tragi cu arma, înveți să o cureți, să o faci, să o închizi, să o faci. Cum te-au întrebat aia unde să tragă? Da, ți-a plăcut? Și faci, vă fac bine, se poate face cum au făcut rușii, nu? Arma în mână, înainte, dacă te întorci și te-am împușcat. Erau trupe, nu, păi ea oricum, înainte să-i trimite în luptă, i-a întâlnat ca și nemții ca ea. Adică îi luai, făceau, tăgeau, făceau. Domne, când a fost atunci, s-au bătut cu nemții, au luat ăia pe stradă în 3 săptămâni, despre ce vorbim atunci? Nu, ăia au fost civili care și-au apărat orașul, altceva. Deci nu era război de gherilă. Uite, mai am luat o șapcă pentru că am spus chestia asta. Da, adică altfel e cu... cu civilii și cu asta, da, mă rog, când lupi. Aia a fost o chestie care nu se poate întâmpla în multe războaie, pentru că nu poate să... Ăla a fost o chestie care a fost împotriva. Adică ei au cucerit o lume întreagă și n-au putut să cucerească un oraș. Dar aia s-au bătut pe nivel pe aia. Eu am fost acolo, e spectaculos. Da. Ai văzut filmul? Foarte bun făcut de ăștia. Nu știu care film, la care film. Ăștia cu bătălia îi spunea atunci Stalingrad. Nu mai țin. Orașul care n-a căzut. Da, știu, dar eu mă refeream la film. E un film foarte bun și care e făcut tot așa, gen așa, și arătau că la un etaj au nemți, la un etaj rușii, de acolo au luptat. Ah, gata, mi-aduc aminte. Da, da, da. Cum au încercat să lupte și la nebunia lui Adolf, la căderea Berlinului, când erau copilași și pe aia și i-a înarmat, le-a pus o armă și mergeți să luptați. E foarte interesant filmul La ultime zile lui Adolf, care arată și asta. Și... Da, exact. Uite că scrie cineva Enemy at the Gate. Gata, da, mi-am adus aminte. Cum... Da, e un bun film, e mișto rău de tot. Băi, gândește că de acolo i-au întors aia, dintr-un oraș. Și au avut blocadă un an de zile. Totuși, armata nemțească să se chinuie să ia o stradă 3 săptămâni, că ăla a fost. Adică 3 săptămâni, o stradă. Deci nu vorbim de kilometri, de o stradă. Vreau să-ți explic ceva. Rasa slavă sunt foarte puternici și foarte luptători. Toți. Uite-te la polonezi, uite-te la sârbi, uite-te la ruși. Că pe sârbi, nici pe sârbi nu i-au ocupat. Sârbi a fost singura armată de partizani care n-a fost cucerită, n-a fost condusă de Iosif Broz Tito. Așa. Deci nu sunt ca ai noștri cântăreți latini. La ra 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 și ne mutăm cu ăla. Cine a câștigat? Suntem cu tine, neacumetre. Și vânzători și alea. Deci ei sunt foarte tari. Mă uitam și la Iugoslav. N-ai văzut că aia care l-au turnat pe ăla, pe Milosevic, pe ăsta l-au împușcat pe prim-ministru. Adică ei nu se joacă, nene. Adică, sau nu pe Milosevic, pe ăla care a fost cu ei, cu sârbi. În fine, n-are importanță că spuneam așa. Adică ei sunt foarte tari. De-aia au și putut să câștige, să întoarcă înapoi toate războaiele astea rușii. Pentru că ei sunt războini și ei de mici, în primul rând, și au zonele alea de cazaci, de aia care sunt sălbatici, de... și cei mai rești cine erau, ăia care era Hrușov, nu știu, gruzinii, nu știu că nu era, ăia și că cei mai răi. Dar bine, stai un pic, acum tu zici că au avut puterea să întoarcă aceste războaie. Acum privind din perspectiva celui de-al doilea război mondial, întâmplându-se și în iarnă, nu au avut, bine, și la ei acasă, nu au avut un avantaj?
Adică, în primul rând, cunoașterea câmpului de luptă, în al doilea rând, iarna de avantajul lor. Domne, toată lumea spune că au câștigat iarna, dar dacă te uiți pe toate filmele astea istorice, au venit Patton și Cuia care s-au căcat pe ei, că au făcut cea mare greșeală, că au venit cu toate blindatele pe Digola și la Paradis primele, care era lecție, sunt foarte pregătite la istorie, acolo era lecție, niciodată nu vii pe o chestie care dacă îți paradește primele mai poți să treci, că era râpă-râpă. Singurii care au ajuns și au mâncat pe ea de cap și au ajuns în Berlin și au pus steagul au fost rușii, care nu mai era iarnă. Să duc. Corect. Război. Și tu ai văzut filmările alea originale, cum arătau barbarii aia? Da. Și cum dansau și cum făceau cu trei ceasul la mână, cu pendula la gât, cu alea, adică... Ei, am văzut când au intrat, îi dădeau șuturi în cur, pulane, arme peste ceafă, toate alea. Păi, am văzut, cum să nu? Îți dai seama ce au făcut bine și pe ea mă celălit. De acord, și când au venit aici, au făcut varză pe ai noștri care au luptat împotriva lor. Că noi primul oară am luptat împotriva lor. Da. Când, cum a spus generalul? Român, ordon, treceți. Prutul, mă. Așa. Eu nimic nu știu asta. Uite, Ven, că ești istoric, te întreabă lumea despre războiul din Vietnam, să-l comentezi. Da. Dom'le, războiul din Vietnam, oricum, și acolo am studiat foarte multe și aveam și pieptene din... De ce râzi? De ce râzi, domnule? General, asocierea ta cu studiul ne disturbă. Da, domnule, că am văzut foarte multe, că am fost... Pe mine m-a intrigat cum să-i bată cu tehnica aia care au americanii, să-i bată niște șobolani ascunși prin pădure, prin cotloanele alea și prin toate chestiile alea. Când am văzut niște documentare care erau impresionante, erau vietnamezii, am văzut toată viața mea, erau vietnamezii aia în copaci, ascunși, aveau niște pălării cu frunze, cu frunze, da? Au trecut ăștia cu niște avioane care au desfrunzit totul. Napalm. Nu, atunci era de foc. Dar a trecut la început cu niște avioane care le cădeau frunzele. Și au rămas ca niște potrinichi aia și doar cu bețele în cap. Și veneau aia cu elicopterele aia, cu muzică, muzica mea care era pe vremea aia. Așa și îi făcea pe aia varză. Cum au putut? Că toți spun că au câștigat acolo. Bă, dacă vezi scenele aia impresionante, când le aruncau tehnica militară, că au fugit americanii de acolo, cum au fugit peste tot? Au lăsat alea și veneau ăștia vietnamezii cu buldozele cu alea și aruncau în mare, cu tancuri, blindate, alea și alea și alea. Impresionant totuși. Tot o chestie de popor de rezistență și plus că acolo America a greșit foarte tare că neputând să reziste soldații în mediul ăla și în jungla și toate alea și toate alea, acolo a început să-i drogheze. Bine, oricum, nu poți ignora și faptul că au avut China în spate și ei se retrăgeau. Aici ai spus o prostie. De ce? Nu au avut China în spate, au avut rușii în spate, chiar cu logistică, chiar cu oameni, nu, domnule, chiar cu alea. Eu mă refer ca țară și ca așezare și pe lângă asta... Pe ce? Pe China vrea să-i mănânce pe fiecare mea, s-au bătut după aia între ei? Cum se lase? Pe abar n-ai? Păi ia să vezi că pe aia nu s-au murit. Domnul Paul Niculescu Mizil în cartea sa, domnul Paul Niculescu Mizil bate câmpii. Te contrazice. Ia ce zici că după ce au terminat cu americanii, nu s-au dus să ia cu chinezii. După ce au terminat, eu vorbesc de războiul din Vietnam. Domnule, că a avut China, au avut spate, dar acolo a fost logistică mult, chiar au fost mercenari ruși. Foarte mulți. Se poate? Păi spun eu că se poate. Și că așa că practic nu i-a bătut vietnamezi și eu zic că acolo i-a bătut rușii. Ca peste tot unde i-a prins pe americani. Și-au luat omor americani. Ca Bugia, Laos, peste tot unde i-a prins, i-a făcut varză. Da, vezi că la televizor au făcut filmul cu Rambo, unde Rambo îi bătea pe ea de-i omora. Da, asta este o chestie foarte bună, pentru că americanii au chestia asta, care o aveam și noi pe timpul Ceaușescu. Dacă vezi filmele noastre, i-am bătut pe tuși de la sunata pe capul de-am prins. Și noi am fost pașalând câteva sute de ani. Deci ca să-ți dea chestia asta de forță, de putere, de-aia au făcut și americanii. Americanii zic că unul timp omora 50.000 de șobolani amici. Ce ne poți spune despre trupele USLA? Trupele, acum sau atunci? Nu specifică. Trupele USLA, am vorbit, erau foarte bine pregătite. Și tâlharul ăla de militarul i-a chemat atunci la guvern, pe Trosca și pe toți aia, care au luptat, îți dai ce bine pregătiți, că 6 persoane sau 18, că au scăpat doar 2, au luptat cu armată întreagă și de-abia a făcut. I-a chemat acolo să se omoare pentru că el îi urmărea pe timpul lui Ceaușescu, că era ăsta, spion KGB. Și i-a chemat acolo ca să șteargă amprentele, după aia s-au luptat, le-a tăiat capetele, dacă vedeți filmele astea îngrozitoare, care
Și pentru ăștia trebuie judecați tâlharii de la televizor, care au fost absolut toți în masă și toate alea, că erau capetele lui Trosca pe un... ai văzut pozele? Nu. Pe o roată cu țigări în ochi, scria teroriști, arăta că avea multe aia și asta a fost. Și erau foarte bine pregătiți. Dacă despre asta mă întreabă. Acum USLA, nu știu când mai există. Acum sunt, avem ăștia antiteror acum, nu? Care și da, cred că sunt pregătiți. La noi? Da. La noi sunt mulți frumoși. Tu ai văzut pe aia de la cu drogurile când au deschis la fabrica aia cum au intrat acolo? Antiterorism, antiteror nu intră la drogușile aia. Acolo intră jandarmeria. Jandarmeria intră? Era oia de la antidrog, care e tot la fel, unitate specială. Antidrog e altceva. Antiteror sunt foarte bine pregătiți, păzesc ambasade, tehnici alea, adică vin, știu să intervină, nu există. N-ai cum să nu e pregătiți pe ăștia. Da, am văzut. Adevărul este că Chioveși a prins foarte mulți teroriști la Sibiu. Acolo i-a nenorocit. Dar Chioveși n-a fost la cu Sibiu, cu teroriști. Dar unde a fost Chioveși? Pe ce a fost Chioveși? Păi și n-a dus lupta antiteroristă? Tu n-ai citit CV-ul ei? Pe timpul când a fost Evoluția. Domne, când a fost să o pună la DNA, da, nu antiterorism, mă, anti-ăștia cum furturile cu astea, nu terorist, anti. Zi-mă cum vrea să-i prindă acum al nostru, prim-ministru. Fraudă. Cu fraudă. Păi fraudă, fraudă, terorismul e terorism. Nu aia de la antiterorism, sunt pregătiți. Dar n-au cum să fie, pentru că în primul rând că îi obligă ăștia, că da, păsesc ambasade la Statele Unite, nu pot să fie unul acolo că vine de o bombă și fug. Da, îmi imaginez că deci tu confunzi antiterorismul. Păi ai zis antiteror până acum. Așa scrie mașina, antiteror. Păi, ori sunt antiteror, ori sunt ANAF. Ce dracu? Că... ANAF, una legătură. Ce vrea asta? Cu fraudă. Aia s-a bătut cu frauda! Daniel, e bună de tot în seara! Chioveși s-a bătut cu frauda și ăștia cu ăștia. Lasă-ne, nu ai ținut. Chioveși s-a bătut cu teroriștii la Sibiu. Nici o terorism, mă, termină cu prostiile tale, mai mă. Ia să termine, că e așa scris în Sibiu. Dar nu, cu frauda, nu cu teroriștii. Hai, lasă-mă. În apărarea lui Daniel e răcit. Da. Doi, mai trebuie să mai și râdem, nu? Da. Nu și erau să foarte bine pregătiți. Da, nu știu, se poate. Știu, domnule, să tragă cu toate astea, vin cu toate tehnicile, cu toate alea, vin. Sunt aia care coboară, cum sunt și aia care coboară din elicoptere, pe fringhi, merg pe blocuri, fac toate torcele, au tramente puternice. De total nepregătit, Daniel, domne. Să râdem cu Daniel sau de Daniel. Nina zice Daniel președinte. Bun, bine. Mă urează pe cineva cu Renata Müller. Ce mai faci, da? Renata? Renata Müller sau Renat Müller, nu știu. Pe cine era să-i scrie? Contul fake de YouTube al lui Tom. Ah. Ai uitat că, ultima emisiune la care tu... Păi de-aia ne nebunește cu Renata și iar el? Băi, e o fipă aici, nu știu că nu l-am văzut. Și a făcut cont fals și tot scria. Și ce zic? Scrie? Nu mai tâmpeni. Prostii, da. Și acum cine întreabă lumea de Renata Müller? Că păi ce cu el? Nu l-ai recunoscut? Păi după grai? Nu mă, că ne-a scris, nu, după aia a scris eu sunt. A scris toate imbecilitățile și după aia mi-a dat mie mesaj pe WhatsApp cu din alea tale lui, că eu sunt ăla, că nu știu ce. Că da, vom merge la Renata Müller și vom face cu el. Și de ce nu ne întreb ca să rămâne lumea ce e Renata Müller? Renata Müller este tot un club sub acoperire. Păi știe persoana care a întrebat. Și că dați-l afară pe colegul de platou. Și că m-am leșin cu Daniel, nu mai gafe în seara asta. Antiteror, antidrog, chinezii ajutau pe vietnamez pentru performanță. Cornel Dinu i-ar fi dat un apartament într-un bloc. Da. Dacă se apucă și citește tezele scrise de cei de la Cambridge despre China care a ajutat Coreea de Nord, o să-mi dea dreptate. Pe Coreea, mă, noi vorbim de Vietnam. Se poate. Noi vorbeam de Vietnam. Da, domne, da. Vietnamul după imediat, după aia s-a bătut cu China. Hai că a fost bună, ne-a plăcut. Da. Ho Chi Minh, la cine a fost? Nu știu, am un vecin de-al meu. Păi nu, ce-a fost Ho Chi Minh? Da. Să văd ce-a fost Ho Chi Minh. Domnule, nu cunosc. Bulevard în București, fraiere. Bun, ăla. Domnule, dar Iulia mai ne intervine? No. Nu, n-am mai zis nimic, Iulia, nu știm ce s-a întâmplat. Eu zic să o sun să vezi dacă e tot în regulă cu ea. Spune-ne când ai plecat pe mare cu o canoie și 5 beri.
La cu Horațiu atunci, cred că s-a. Cu Horațiu, cu prostielul, cu Horațiu, și era și iarnă cu țuică și cu alea. Nu ne-a răsturnat. Da. Tâmpenia lui. Să și mor. Zic, Horațiu, ești prost. Și fugeam, după aia traversam. Mă, omul ăla de întreabă de lângă tine nu are treabă cu absolut nimic. Te recunosc. Cred că are, cred că are din asta COVID. Ce? Eu? Da, și da, l-a afectat. Da, și l-a afectat. Da, da, da. Păi a spus ăsta, ministrul sănătății, că e o formă care ți-a creierii. Mie n-avea ce să-mi ia. Sunt convins. Ce faci de nu te mai uiți, nu mai răspunzi? Și că acestea sunt repercusiunile noului COVID. Nu, doamne, eram, eu făceam altceva, mă uitam aici pe alte chestii. A, când faci tu? Nu, nimic, nu, te... Păi normal. Te întreba lumea și nu știam ce se întâmplă. Dacă, că credeam că ai murit, că te-ai gazat. Că... Bun, rogoză. Dar de ce apeși alte litere? Explică-ne și nouă. Păi și telefonul cu ecranul bun unde e? Păi nu, ăsta e. Păi și până acum, cum apăsai, dacă acum nu mai poți să apeși? Păi nu apăs, dar trebuie să am și ochelari și să fiu și foarte atentă și cum fiu fără ochelari. Să fie foarte atent. Bine, hai, culcă-te. Hai, pa. Hai, vă pup. Gina. Și că cred că Iulia a primit chei de la apartamentul vecin și a venit proprietarul. Vii bătută de poliție. Se poate. Dar ne dăm niște capete negre, dar ce dracu sunt? Mici. Niște draci ce sunt. Cum sunt, domnule, capete sunt pantere. Negre? Dă-mă ceva mic așa negru, nu vă pun acolo, să dai seama că era nimic. Hai că eu știu că turcesc cu domnul Mizil, cum să vă dea domnule sunt capete pantere, negre? Sunt pantere, tata. De ce? Niște pantere mici. Cine m-a dat așa? Nu, fac și eu cum face ăsta, Cristoiu, haideți domnul, cum? Păi Sturcescu, Adinauri. Poftim? Ai Sturcescu prima oară. Nu te cred, am Sturcescu. Da, se putem să dăm emisia, să spună lumea. Mulțumim Calu TV Show, Marina Sergiu. Aute, inimi, vapoare. Cum făcut să-i socotă la mitale, că plătește și gazul și aia și la 5 euro. Cu avionul atunci? Da. Cu avioanele, cu alea. Te de unde să știu, domnule, cum arată avionul pe TikTok-ul ăla? Mulțumim inculpatul Răzvan Mizgai. Da, era tare cine era cu el, nu mai știu, nepot sau ce era. Făcea ăla mișto, dar nu îi trimite avioane, acum e o flotă, e pe drum. Da. Bă, rău de tot. Da, îmi dă tot timpul la toate măscările. Da, Mizgai face războaie, cine se uite, să spun. Nu mă uit, nu știu, nu frecventez TikTok-ul. Nu pe tine te-am întrebat, doamne, ce aia? Te-am întrebat pe ăștia care se uită la el. Mă, te uitai la mine. Păi mă uit ca să nu intervii. Și mă uit la tine, mă uit la televizor în spatele tău. Ia uite, te salută fratele tău, Dan Telefoane, știi tu. Da, domne, Dan Telefoane, tovarășul nostru, cum să nu. Care-i certat cu Nicu Circaru. Te-ai băgat, Dane, cu Nicu? Cu Nix? Eu nu mă uit la tine, mă uit la televizor. Am înțeles acum. Mai citesc din când în când. Bun. Dom'le, iar vorbești cu mine și statem pe căcatul ăsta și nu înțeleg ce zici. Și că o fi cap rămascat în Daniel, da. Zice Rogozea. Turcescu, Cristoiu, Vietnam, Corea, zice Nina. Serghei, dați-l pe Daniel în eroare. Da, dar, uite, iar pantele. Dar unde lucrează Rogozea, domnule, ne spune? La un simpoziu. La un plovă, la un ce lucrează, la un ciorap, la ce lucrează? Ia zine tu cu vorbele tale, Rogozea. Daniel intră în refuz de vorbă, zice DJ Mano. Un ceai fierbinte de sunătoare și mușețel cu mentă. Se rezolvă răceala. Dar nu-s domne răcit. Are COVID. Păi, de capul meu. Are COVID? Păi înseamnă că avem și noi dacă are ele. Acum. Mulțumim, Vlad. Cel mai haios om și super caracter, zice Calu TV Show. Ce firmă sunt ramele de la ochelari? Sunt berea de fain. Sunt Cartier. Cartier. Nu știu modelul, ne-a mai întrebat cineva iar modelul. Modelul colț cu lipscani. Cani.
Eu zic să mai discutați istorie, că a fost da. Bun. Ce zici de ăștia care vor să amendeze țăranii care fac cică și care nu declară când, cum, cred? Ha, mă, niște cretini, da. Mă. Bune, asta sunt imbecilități, ca așa cu porcul să-și schimbe costumul când mergea la porc. Când am râs de țăranca, bă, am o singură pereche de cizme, unde trebuie să le schimb? Nu cred că dacă te-ai angajat la Vodafone... Rogoza zice director la Vodafone. Nu cred. Da, cred că îmi dau demisia. Direct la Vodafone, a scris Tom pe ușe Vodafone și... și te-ai dus la Tom. Tom n-a avut ce face, a scris pe ușe, voi ce aici, Vodafone. Bine, vă Rogoza, vino. Ia uite, mă, lumește dragi care zboară. Ne zice în privat puilor, vă zic în privat puilor, zice... Aveți grijă cu Daniel, că s-ar putea să vorbească codificat, zice Amelia. Da. Da. Mulțumim, inculpatul. Dar sunt niște, nu știu, niște dragi, niște din astea avioane. De hârtie. De hârtie, da. Păi da, le-am zis eu atunci. Da, și s-a aferat migdale. Salut, Serghei, am o întrebare pentru tine. În 89 a fost lovitură de uite, bă, tren! Ai primit un tren? Da, n-am primit la mai și tren nici avioane. Jumeche trenul. Nu știu cât e ăla. Nu știu, să vedem trenul cum merge. Deci, din punctul meu de vedere, a pornit un gen de revoluție. Adică oamenii care au ieșit la Timișoara, săraci, au crezut în ceea ce fac și după aceea a fost, în afară că a fost confiscată, tot un fel de manevră. Și cu pastorul care după aia a fost cel mai antiromân, că asta m-a înnebunit pe mine, pastorul Tocheș, care a fost votat, care era împotriva noastră și a zis să fim șterși de pe hartă și să nu avem zi și asta, românii l-au votat să ne reprezinte la... unde ne reprezinte, mă? Unde merg ăștia afară? Scap acum. La curbe, la ce? Nu, mă, să ne reprezinte România. Să reprezinte România, mă, unde sunt europarlamentar, mă. La Bruxelles. Ia uite, acum avem un șoareci care ne dă din curs. Era un câine, tata, nu recunoști deloc animalele. Vezi, uite, lumea aprobă la puf în Germania, ce dracu. Că unii pun întrebări serioase, unii. Și mă curcați, am când sunt și eu istoric. Politic. V-am mai spus la început ca dovadă că spun și ăștia acum că la Sibiu erau lăzile câte 4-5 ruși care erau foarte multe și o mare parte erau la Iași. Au intrat, nu știu, că au spus ăștia, la frontieră au intrat nu știu câte sute de mașini cu astea, care dacă nu reușeau acolo, o făceau la Iași. Pălărie. Ce brand e tricou? E foarte greu de pronunțat. E în ăsta special. Citește că scrie pe spatele meu. Ana. Da, nu știu. E da. Un brand. Păi zi, dom'le, nu știu, ce brand, că nu văd. Asta nu cred că e brandul, cred că e mesajul pe tricou. Ba nu, dom'le, asta e firma, foarte tare. Nu știu, e Paris, scrie Paris. Hai, mă! Ai pantaloni. Scrie Ich nom uchnit. Paris. Ăsta e. Ai auzit? Ai pantaloni rupti. Sunt pantaloni de pijama. Nu mai mă turna, că m-a s-au. Păi și tu ne turni pe noi cu toate astea. Ce părere ai despre Biden? Bun. Despre neam Biden. Lăsați-mă dracu. Hai că am șanse să particip la votarea prezidențială. Ce părere poți să am de un om care nu știe cine e și unde e, domne? Ce dracu, domne? Dar știu, îl încurcă puțin scările. Dar nu știu ce, avioane astea. Dar nu știu cum a putut să-l pună, mă, președinte, la un stat atât de puternic, nene. Că v-am mai spus și Rusia, când au avut președinți slab, s-a dus în piesă, dar mă zic, ca și America. Că de-aia l-au și pus pe ăsta, când a văzut cu Yeltsin, care era mai mult matol decât aia și care aia și care aia, stai mă puțin că nu se poate. Și aici o să vină și să spunem că suntem America, nu putem să fim, până, mă, să fim râsul lumii, nu? Să vorbesc singur, să pleci în altă parte, să o confuz pe nevastă, să... I-a spus, sunt în sală, el vorbea cu una așa, că nevastă așa era din sală, stai aici. Adică genul ce a făcut ăsta țara asta. Păi de-aia am zis că se poate implica în discuție.
Uite, Andrei Călinescu te întreabă dacă tricoul este special, adică e pentru oameni cu nevoi speciale. Nu, e o filmă foarte tare. Cine vrea să intre să vadă, e filmă exclusivistă și foarte scumpă. Uite, zice cineva că doar 250 de euro tricoul. Nu, e mai mult, zic eu, dar da, în fine, și 250 de euro e bine. Uite, Nelu Robert, ce salutări, domnule Serghei, din partea din Orșova, de unde este și finul dumneavoastră, domnul Zabet. Da, unde trebuie să mergem și am zis că mergem, s-a dus vara și mergem. Cine a studiat, cine a dat un căcat o groază doctorate? Eu sau mama? Mama. Da. Toată vara ai făcut o varză. Da, eu nu te-am împiedicat cu nimic. Păi cu ce se merge acolo? Că nu se fac cu asta și aia la altă ce să știe? Aia nu știe unde e cardul. Dar știe unde sunt tamponele. Bă, da, ce, da, ce s-a ofticat că am turnat-o cu coșulețul. Păi așa e, mă. Cine e Petrico? Hendrix? Hendrea Hendrix e, da. Jimi Hendrix. Uite, Rogoz vrea să exprimă. E superb la Orșova, cazanele Dunării, etc. Am fost acum în august, viață, nene. Rogozia, nu cred că ai văzut cazanele, că cazanele, cum sunt cazanele? Din ce metal? Din ce metal? Ia, descrie, din ce metal sunt cazanele la... Sunt niște pensiuni foarte mișto acolo, la cazane. Și unde... Ia scrie, e statuia cui acolo făcută mare pe stâncă? Rogozia, scrie să văd dacă știi. Regele Mihai. Nu. Stai să-l știu, nu mai te închinui. Să vedem dacă ne spune Rogozia. Dumnezeu, întrebarea e dacă a fost cu mașina. Rogozește de cupru. Bun. Și statuia cu e? Să bată în stâncă. Hai că trebuie să știe. A, nu, e, i-au șoptit ăștia pe chat. Nu i-au șoptit. Ba da. E. Nu, și până prinde Rogozea. Ba da. Până prinde Rogozea. Păi până s-a prins că îl dansez, vezi cum se încruntă așa, se uită la mine. Eu nu știu că îl dansez și vreau să-l pup. Bă, dar alea-s formidabile. De ce nu le puneți pe alea? Mai există undeva filmatele? Nu. Care? Când îl lansezi pe Rogoze. Toate... Da. Dar de ce nu le puneți pe aia pentru membri? Uite, alea-s foarte bune, cu scuipatul, cu flegmele, cu... Când stă doamna Iulia cu capră, mancă și eu cu Tomi scuipat. Alea spune, alea cu Rogoze. Alea, de ce le pui? Ceva deosebit. Am mai discutat despre acest... Păi poți să le pui pentru aia privat. Și acest subiect am mai discutat în repetate. Eu nu le țin care să... Părerele despre țigările Kent din vremurile apuse? Da, erau bune Kentul. Dar eu fumam alea franțuzești. Goloas, jitan, care erau mai tari și fără filtru. Amelia zice pe Biden îl iau scările mereu prin surprindere. Eu le-am propus, am dat o telegramă, dar n-au luat-o primire, să nu mai filmeze când coboră și când urcă avionul. Să spună, se află pe teritoriul țării respective. Și după aceea se află în avion. Să filmeze în avion și jos. Că n-a reușit nicio coborâre, nicio urcare. La polonez s-a dus în cap până jos în Rostovoliță. Părere despre Cola și Pepsi din vremurile apuse. Pe Cola nu era, la noi era Pepsi. Că aveam fabrică la Sconicești, unde juca Brinchi. La 30 decembrie, mă. Nu ți-a povestit Brinchi că juca el pe... Pepsi și pui, mă, când a scupat șoareci, că el jucă la 3 decembrie. Nu știu, doamne, tot ce am reținut e că s-a lăsat de fotbal datorită lui Șoareci. Asta e, da, dar el acolo toată lumea a reținut aspectul acesta. El acolo era fotbal la 3 decembrie. Restul neinteresant. Te-ai că s-a enervat Rogozea. Bă, ce dracu, ai impresia că vorbești cu Don Capra? Adică? Zi, mă, statuia. Mi-a pus unii niște fâl pe cap. Foarte bine, bravo. Eduard, mulțumim, Eduard. Păi tu de unde știi cine mure? Păi că îți scrie acolo, inculpatul, mulțumim. De ce nu avem o statuie cu Ceaușescu în nicio localitate din țară, întreabă Tudor Anton. Pentru că nu avem nicio statuie cu nimeni în țară. Pentru că noi suntem singura țară care ne-am distrus toate statuile. În țările civilizate, dacă n-au vrut să le ia, că au fost dictatura asta, le-au luat și le-au băgat într-un muzeu, unde vezi statuia cu ăla, lui ăla, care a făcut o persoană respectivă sau ăla așa. La noi le-au topit, le-au dezintegrat și au făcut. Și că Brinchi juca, o zi juca, o zi era la fabrica de Pepsi. Și o zi era la pui, că avea pui acolo. Mânca pui. Vicky mai era mare jucător cu el acolo, cu puiul ăsta. Da? N-a depus Vicky de asta, că plecau cu pui cu alea. Da, da. I-a dat apă la moare lui Brinchi. Lumea își cere povești din armată.
În altă seară, acum suntem pe închisere, că moare... Dă pe tine acum. Păi prima dată la ceas, când a dat-o pe tine. Ce? Da? Tu uiți la ceas. Când primezi notificări. Ce? Adică du-te acasă, ce spune notificări? Du-te acasă. Du-te acasă că e varză. Trăiască Neanicu președinte, zice Gogoașa. Da. Neanicu, adică Bobiță. Dar Glonțu n-a intrat în seara asta. Ba da. A zis că are treabă și doar a intrat să ne salute, să dea like. Și că și unul Șoarec era mai bun la scornicești, dar scuipa mult, că zicea Andrei Călinescu. Păi Șoarec ăsta l-a scuzut la acolo, da. Chemați Zoleta pentru Daniel, zice Liviu Pașcan. Dar n-am întrebat, da. N-am mai spus nimic. Tapul, like-uri, câte like-uri? Avem 3 like-uri. Puține. Avem 400, parcă. Subție mei. Dacă n-am mai cerut deloc. Avem statuie cu Ceaușescu la scornicești. Da, dar trebuie făcută una ca lumea, din punctul meu de vedere. Da. Ați filmat-o voi, așa este. Da. Avem la mine pe YouTube, ei sunt 2-3 emisiuni și la Casa lui Ceaușescu și la... la e foarte interesantă. Uitați-vă că e o chestie interesantă cu Casa lui Ceaușescu, ce mic era casa și a putut să iasă din casa mică. Și dacă deveniți membri, aveți și o înregistrare din spatele camerelor. Da. Pam, pam. Ce e acolo? Ehe. Să intre lumea, să se uite, să vadă, să devină membru. Ce mașină aveai la 20 de ani? Mercedes decapotabil 280, nu erau ale mele, erau ale statului, că n-aveam mașină. Eu aveam Fiat 850 Sport Abarth, care mi-a plăcut foarte mult, mașină foarte șmecheră, pe vremea aia acum, cred că mi-ar place să o am acum. Așa aveam Jaguar. Cum îi spuneam, Jaguar, aveam Jeep și aveam a mea care a fost la ce ani? 20. Și la 20 aveam mașina mea personală, era Jeep-ul ăla, mecanic, fără uși, fără aia, care m-a zis că a traversat aia și a zis beleaua dracu. Aia era mașina mea personală. Gogoșe, te toarnă, Daniel, că ești vaccinat pe ascuns, da. Și că nu vrei să ne spui, să te întrebăm. Da. Și eu sunt convins că e vaccinat. În creier m-am vaccinat direct. Păi nu, reacția asta că le-au mai ăștia care au făcut vaccinul. Da. Păi ăștia își pierd toate astea și mai știu unde sunt și vorbesc ca iulea și... Da, dumne, nu mai râde că ești dus. Și că să-i dați un col drag se întâmplă lui Daniel. Da. Da. Pe YouTube să deveniți membri. Da, eu unde vreau să devină? Nu știu. Păi pe TikTok nu poți deveni membri. Și că Fiatul e ca al lui Mr. Bean. Nu, era, alea sunt Fiaturi mari. Era Fiat Sport, adică cupe, foarte mișto erau. Eu am fost în casa lui Ceaușescu înainte de Serghei, zice DJ Mano. Dacă știam că vine și el, scriam: Serghei, te iubesc, să creadă că a scris Neanicu. Nu, că știam că nu mă iubește. Și a exprimat sentimentele față de mine. Mulțumim, Zoltan. Zoltan îți trimite acolo tot felul de... Ale ce sunt? Niște GG-uri. Niște, am zis că scolaci. Ești legendă, omule, zice Mihai. Serghei e cel mai șmecher, Dragoș Dragomir. Putem să facem și pe TikTok să devină membri. O să mă uit cum să activez opțiunea asta. Da? Au băgat opțiune de membri pe TikTok? Au, da. De ceva vreme. Și dacă sunt membri, ce avantajau? Noi trebuie să le oferim avantajele. Păi asta zici, ce le facem noi? Și trebuie să ne gândim oricum, ar trebui să creăm mai mult conținut pentru membrii și pe TikTok. Păi dacă vrei să le punem și pe alea acolo, ca să le dăm lumea să facă... Cine te-a luat? Nu știu, nu-l cunosc. Nu mă necunosc. Cum se poate deveni membru? Nu știu. Da! Ce nu știu? Da! Stai un pic, că l-am pus pe mute. Pe YouTube... Ha. Când... Auzi, Gogoașe, că se dă un cel ceva de mâncare, că o să știe să ceară. Ai Gogoașe la telefon? Da, ai șnițele acolo, e toate alea. Vrei? Nu, după aia. Așa. El de la foame face chestiile astea, a? E ca de glicemia, da. Zici să se ducă în beci. Da, auzi, să te duci în beci. Da. Bine. Bine. Pa. Zile cu membri, că... Da, deci intrați pe canalul de YouTube și ai acolo alătură-te. Buton. Alătură-te. Păi zic eu să și alătură-te. Păi tu ai zis că nu știi mai devreme. Tu ai zis că mă trimiteai să mănânc șnițeluri mai devreme.
Păi dacă mai scăde la foame, face așa, vezi că e mâncare câte vrei. Bețiv și ăla băutați toată ziua. Noi munceam, asta el punea pahare de vin, ale, nu? Neserios cu gogoașa. Bun vinul. Foarte bun. Ți-a adus vin gogoașa? Păi n-am avut. Păi i-a adus 20 de litri cât ți-a adus. Am zis că facem la capra, a venit frigul, n-am mai făcut nimic. Păi, tot în cauza ta. Păi dacă m-au fricat ăștia cu filmele și cu astea, că am o mie de proiecte, l-am cu un film, la, încă să fac reclamă la ceva, tot în fiecare zi. Da, să trebuie să fii actor. Da, până la urmă cred că o să renunț la această actorie. Ca să bei, sau? Uite, te întreabă frizerie Calina Voivodină, Jeep Willys ai avut? Nu, aveam Jeep-urile alea, cum avea unul albe, așa cum era pe vremea aia. Jeep Willys am avut după, cu Oana și cu Răzvan. Uite, Gogoașe zice, am muncit, dar am făcut și bani, domne. Vezi, a făcut bani, Gogoașe. Da. Lucian Crețu zice, bagă ăștia, iar COVID. Întrebarea e, cine mai stă? Nu știu. Serghei, că mai bine un șpriț la Tom. Păi putem face, dar acum, uite aici, listă de ia unde... Ia, dă-mi aici asta, ca să ne întrebă ceva dacă ajunge la Brașov, dar parcă Brașov... Brașov nu este, cum să mai e? Rândare, da. Trebuie să ajung în diferite... Ia uite. Brașov, a fi Brașov a pe 8-a 12-a. Deci ajungem... Trebuie să ajung în toate... În Cluj, Brașov, Sibiu, Timișoara, București, no, păi Craiova, Ploiești... Nu e pauză între... Cluj, la Iulius, Iași, la Iulius, bun. Constanța, Oradea. Deci nu știu la care o să merg, dar nu pot să... Mă duc rupt pe acolo să mă facă, mă așteaptă lumea, am întrebări, stau ca bou. Dar oricum e complicat, că am văzut filmul ăsta și câte pot să mai văd. Dar cred că o să merg la debut, da. Mă fug la o cârciumă și mă întorc la sfârșit. Dar trebuia și tu să-i spui regizorului să facă două și le sucea cum se termina filmul. Înțelegi? Nu. Două și să sucea. Cine să sucea? Începea filmul de la început și noi plecam sau cum? Nu, domne, odată evadați, odată nu evadați. Da, cu final de exprimă-te la finalul filmului. N-am vrut să dau... Așa, păi nu ți-am spus că o întrebare la Oradea m-a întrebat unul că le-a pus, le-a dat alune la fiecare ăștia, organizatorii și cu un bilet să scrie să ne pună întrebări. Și unii m-au întrebat cum se ajunge la pușcărie. Ți-am povestit dacă o trebuie. Da. Spargeți o bancă și ajungeți foarte repede. Da, bun. Te salut, Adrian din Jilava. Spor și sănătate, Adrian. Mersi. Dinu. Eu vă admir pentru curajul dumneavoastră. Și noi ne admirăm. Salutări domnului Papari. Domnul Papari nu este aici, dar mulțumim. Dacă mai vreți să nu băgi, că putem lua o dată să ne facă balansul la aici. Da. Eu vreau. Serghei, hai în Baia Mare. În Baia Mare n-avem. Ești tot în Republica Moldova? Eu? N-am fost niciodată în Republica Moldova. Ba da, eu acolo stau. În secret. Încurcă personajele. În secret. Unde se poate vedea filmul? Încă nu se poate vedea, va fi în cinematografe începând din decembrie. Da. Voi anunța că va fi două premiere, cum a fost și aici, o premieră cu oamenii de specialitate, cu producătorii, cu aia, cu aia, cu aia, și o publică asta cu asta. Deci va fi în București pe 11, 12, nu, întoarce la București. De ce nu m-am explicat să nu știți că e? Am crezut că l-ai citit deja de atâtea ori încât poți să-l citești fără să fii păi supravegheat, da. Uitat în altă direct. E prima oră când îl citesc. Pe 4-12, vizionare pentru industria muzicală în memoria noastră. Nosfete și aici vor fi toți cântăreții, toți cei care vor fi, toți care au fost el. Păcat de băiatul ăsta a murit atât de tânăr. Nu văd Bucureștiul și nu le spun. Ba da, Bucureștiul este 11-12 premieră. După Timișoara. Da, dom'le, e întoarcerea în București, mă. Și premieră scrie după. Ah, de asta m-am culcat, eu știam după. Eu știam doar întoarcerea în București fără după. Înțeles. Păi era pal rând și am zis că întoarcerea în București, nu când dacă ne întoarcem, adică ne întoarcem cu avionul și facem și premieră. Da, da și premieră. Da. Păi asta e cam greu. Poate da, face... trebuie să alegi din alea. Păi, o să aleg, o să fac, dar de asta n-am făcut toate chestiile. Astea am dat postcast pentru un film. Mi s-a propus o reclamă la... Postcast pentru un film. Postcast, auzi, am dat
zi... Probă. Probă, da? Așa mi s-a propus să văd o reclamă la altă chestie, înțelegi, nu legate de jocuri, și tot vorbesc cu lumea să văd. Și eu m-aș lăsa foarte repede de toate, deoarece suntem foarte obosiți. Păi n-am muncit de săptămâna asta, așa de două săptămâni, cât n-am muncit toată viața. Iacă-te, niciodată nu e prea târziu. Da. Ia uzi, vină la Curtea de Argeș să facem o masă frumoasă, zice Sinel, Sinel. Frumos la Curtea Sinel, de Argeș. Sinel, trebuie să facem un tur. Avem la orașe și la alea, n-am mers să luăm nici bonsaii de la Giurgiu, nici la Adiță, la Sighișoara, nicăieri. La frumoasă Sighișoara, am avara, că era superb acolo. Peisajul Mulei. Are cea mai tare, cât și mă sus acolo pe munte. Bila Franchea. Hai, e vreun sfert. Gata? Da. Noapte bună. Ți-am zis că vreau să pleci? Artur, te stai. Mulțumim servicii funerare. Hai, pa. Noapte bună, mulțumim frumos. Ne vedem miercuri. Marți, nu? Marți, pardon. Da, o să vedem unde. Marțea și joia avem de acum încolo. Ne-am mutat. Marțea și joia de la 7:30. Lumea tot ne pune în cap. Servi-